durează o veșnicie! Ce-s astea? Oh, nu, nu, nu! Nu se poate! Oh, nu! E atât de nervoasă! Ce mă fac? Am și eu mâncare! Nu vreau să-mi arunc dulciurile! Ok, poate că trebuie să le mănânc pe toate acum! Mi le îndesc pe toate în gură! Ok, asta a fost una! Trec la următoarea! Of, cum o să le mănânc pe toate astea la timp? Efectiv l-a gonit! Hei, stai! Cred că pot să furișez dulciurile astea! Bun, o să-mi dau jos cravata! Și acum îmi aduc pistolul de lipit! O să pun mici buline pe spate! Bun! Și acum un pic de elastic! O să pun bucățelele de elastic pe toată partea din spate! Grozav! Acum ciocolățelele mele o să intre acolo! Ia-te, uită! Încap toate! O să-mi strâmtez cravata și cred că sunt gata! Încerci tu să aduci dulciuri ca ultimul elev? Nu știu, parcă am suspectă! Lupa asta o să scoată la iveală adevărul! Hei, purtăm aceeași cravată! Excelente gusturi! Eh, să ai o oră grozavă! Am reușit! Deci, mă vede cineva? Nu, înseamnă că e vremea pentru dulciuri! Pe care vreau să o mănânc? Da, asta e aleasa! O să o scot de aici! Celelalte pot aștepta până mai târziu! Bun, e timpul pentru niște ciocolată! Cred că ciocolata ascunsă e și mai gustoasă! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! O să-mi pun casa fix aici! Trebuie să-mi aduc mașinuțele! Bună, Noah! Pare distractiv! Hei, mami! Vrei să ne jucăm? Sigur că da! O să mă așez aici! Nu, mami! Casa mea! Ups! N-a sunat bine deloc! Nu! A fost un accident, dar pot să repar! Sper! Oh! Aș putea folosi stiloul ăsta 3D! Trebuie să faci urgent niște reparații casnice? Îți arătăm ce și cum! Pornește de la un desen cu o casă! Apoi umple-i conturul cu un stilou 3D! Desenul va funcționa pe post de șablon! Trasează linii lungi cu stiloul peste tot acoperișul! Trasează liniile una lângă alta, fără a lăsa spații goale! După aceea, fă ușa! Și orice casă are nevoie de ferestre! Nu uita, nu depăși liniile! Acum e timpul să faci pereții! Folosește altă culoare de cerneală 3D! Desenează în jurul ferestrelor și a ușii! Apoi dă la o parte foaia de hârtie! E timpul să construiești casa, dar nu ai nevoie de ciment! Lipește elementele între ele cu stiloul 3D! Asigură-te că ai 4 pereți! Nu vrem să se dărâme! După ce ai construit pereții, îndreaptă casa! Lipește și laturile acoperișului, iar apoi pune-l peste casă! O nouă casă! Uite, Noah, am ceva pentru tine! O casă nouă? Ai și o grădină! Stai! Trebuie să-mi aduc păpușica! Ce fericită pare! Cred că îi place! Ce distractiv a fost la bâlci! Dar nu-mi vine să cred că am vomitat în carusel! A, uite, o albină! Pleacă de aici! Urăsc albinele! De ce? Cu ce ți-am greșit? Ce bine arată acadeaua aia! Păstrează-mi și mie! Ador dulciurile! Oh, nu! S-a întors! Hei, ai grijă! Gata! Acum a devenit personal! Meriți asta din plin! Sunt cu ochii pe țintă! La fix! Tot antrenamentul ăla a dat roade! Au! Tati! Ești bine? Mă doare foarte tare! Oh, nu, scumpa mea! Stai, trebuie să te ajut cumva! Nu-i bai! Te ajută tati! O să... ce mă fac? Ai nevoie de ajutor, amice? Wow, e un miracol! Vezi ceva ce-ți place? Am atât de multe opțiuni! Ia să vedem! Asta e perfectă, mersi! Nu-i bai, te salvează tati imediat! Asta o să scoată acul! O să o pun peste înțepătură! Apoi o să trag de mâner și acul va fi tras rapid din piele! Ai reușit, tati! Ești eroul meu! Mi-am făcut treaba, nimic mai mult! Ups, cred că ar trebui să plecăm de aici! Fugi! Așa, fugiți! Așa, fugiți! Așa rămân eu cu toată acadeaua!
Pac, pac! Oh, nu! Un dinozaur! Apciu! Apciu! Oh, nu! Vin imediat! Apciu! Vai, băiețelul meu! Ești bine, scumpule? Ce ai pățit, puiule? Mă simt rău, mami! Hai să te încălzim puțin! Așa, asta o să te ajute! Trebuie să iei niște sirop! O să te ajute să te simți mai bine! Gura mare! Nu! Nu vreau! Trebuie să-l iei! Dragule, fă ceva! Știu! Ia cadeaua asta mai bine! Ha! Te-am păcălit! Ți-o dau dacă bei siropul! Haide! Nu funcționează! Nu vreau sirop! Ce situație dificilă! Stai! Am o idee! Sucul meu! Nu-i putem da suc! Fii atentă! Dai o doză goală de suc! Ai grijă la degete! E suficient de mare! Pliază aluminiul! Apoi bagă sticluța de sirop în doza de suc! Apoi o să bag un pai în sticluță! Și o să închid doza! E o idee bună, nu crezi? Nu e suc înăuntru! Ce șmecherie! Hei, Noah! Vrei niște suc? Da, te rog! Ce bun e! Ce băiat cu minte! Acum o să te simți mai bine! Ai auzit, puiule? Wow! Ce suc bun! Nu mă mai simt rău! Ce zi relaxantă! Wow, scumpule, ce talentat ești! Mersi, mami! Ups, am ratat un loc! Oare ce gust are galbenul? O să o gust rapid! Nu! Dă-o încoace! Ce rea ești! Era cât pe ce! Nu vine să cred că voia să guste culorile! Cred că am o idee! Mai întâi am nevoie de o tavă de brioșe. O să adaug frișcă în fiecare spațiu. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Mai am puțin. Acum trebuie să adaug colorant alimentar. O să adaug câte puțin peste fiecare porție de frișcă. O să folosesc culori diferite. Asta e ultima. O să le amestec cu un bețișor de înghețată. Trebuie să mă asigur că tot amestecul s-a omogenizat. Ce bine arată culorile astea! Sunt foarte intense! Parcă ar fi culori acrilice! Sigur o să-i placă lui Noah! Cred că sunt gata! Noah, ia uite! Poftim, pensula! Mersi, mami! Ce bine arată albastrul! E și comestibil! Serios? Hai, încearcă-l! Ce bun e! Oare ce gust are portocaliul? Încearcă-l! Cred că o să-ți placă! Ai dreptate! E bun! Știam că o să-ți placă! Micul meu artist! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Și n-a terminat deja? Super! Oh, nu! Stai! Ăia sunt pantalonii mei? Și bluza ta! Dragă, mă tem că am vești proaste! S-au micșorat? Mă simt groaznic! Se mai întâmplă accidente? Crezi că o pot purta drept rochie? Nu merge! Sau poate că da! Ai o cutie veche prin preajmă? Cu tăieturile potrivite se poate schimba situația! Să ai un zbor plăcut, scumpo! Bună, mamă! Stai, Luna! Nu! Aterizare de urgență! Ți-am cumpărat un rucsac nou! Cool! Îmi place! Și este roz! Ești cea mai tare! Yay! Wow! Vom fi cei mai buni prieteni! Ce ceai bun, nu?
Am și fursecuri. Vrei o gură? Delicios! Deci, cum spuneam... Oh, vrei să facem schimb? Minunat! A fost odată ca niciodată! Woohoo! Oh, nu! Rucsacule! Unde ești? Hă? Ce-am făcut? Zi, idiotă, cuvânt! Grr! Cel mai bun prieten al meu! Mamă! Aha! Grăbește-te, Annie! Aha! Mama o să fie tare supărată pe mine! Pot să iau cutia asta? Este un fel de rucsac! Marcare! Wow! Ok, sunt gata! Te sun eu înapoi, Annie! De ce nu-ți folosești rucsacul? A dispărut, bine! L-a luat cântul! E numai vina mea! Oh, dragă! Stai! Insigna ta! Am o idee genială! Mă întorc imediat! Uite, forma unui cap de pisică! Mult mai bine, culorile îi vor da viață! Așa nimeni nu va ști că este din carton! Gata! După ce s-a uscat, fă-i câteva trăsături! Ce drăguță e! Nu uita de mustăți și de o fundă! Acum partea din spate! Aplică lipici cald pe toată marginea! Apoi pune o bandă de carton! Apoi partea de sus! Oh, Annie! Uite ce ți-am făcut! Poșeta e pentru mine? E atât de drăguță! Îmi pot pune în ea multe lucruri! Și toate pixurile mele! Ura! E timpul să mergi la școală! Acum și niște far de ochi! Oh, ce frumos! Vreau și eu să mă joc! Jennifer are mereu cele mai tari lucruri! Oh, ce e asta? Unicorn! Ne mai trebuie un lucru! Ha? Ce faci? Dă-mi aia! Nu, e a mea! Trebuie să plec! Răzgăiată mică! Uite ce-a făcut! Stai liniștită! Pot să rezolv eu problema asta? Am nevoie de bețișorul ăsta de înghețată! Am mai multe bețișoare de înghețată și sclipici! O să presar sclipiciul pe o farfurie! O să folosesc culori diferite! Acum am nevoie de un baton de lipici! O să aplic lipiciul pe bețișoarele de înghețată! Apoi o să le înmoi în sclipici! Trebuie să mă asigur că e acoperit complet! Acum și restul! Cred că ajunge! Apoi o să le așez pe coala asta cauciucată! Am mai multe col cauciucate! O să decupesc cercuri din coala asta cu sclipici! Ambele au o margine dreaptă! O să pun niște lipici pe coala cauciucată! Ok, acum trebuie să lipesc cercul pe ea! De aia aveam nevoie de margine dreaptă! O să mulesc coala pe cerc! Acum pot să atașez coala cu bețișoarele! Arată grozav! O să prind și biluța asta pufoasă! Mai pun încă una ca să fac o încuietoare! Ce zici? Wow, e grozavă! Poți să-ți ții produsele de machiaj aici! Ești cea mai tare! Hai să o testăm! Nu pot să cred că ai făcut-o tu! Fardurile mele încap perfect! Mă bucur că-ți place! Hei, ce se întâmplă? Ce-i aia? Stai departe! Mamă, Jennifer e rea! Știu, mai am niște bețișoare de la înghețată! A, ce drăguț! Sigur nu vrei niște castravete? Șt, încerc să-mi fac selfie-ul perfect! Nu merge! Mindy, fă-mi tu pozele! Sigur, stai așa! Ți se face sete când mănânci castraveți? Ok, stai la poză! Cum au ieșit? Uită-te și tu! Sigur arăt bine! Ce? Părul meu arată groaznic! Folosește ondulatorul acolo! Bună idee! O să arăt fabulos! Aha, mă rog! Acum și o să am niște bucle perfecte!
Ha? Mereu e o problemă. Ce e în neregulă cu ăsta? Uh-oh, nu sună bine. Trebuie să mă duc. La ce se aștepta? Cui pasă? Buclele mele sunt mai importante. Ia, e mult mai bine. Dar mirosul? Blea! Trebuie să plec de aici rapid. Hei, chestia asta e distractivă. Stai, mi-a venit o idee. Cât de enervant! O să-mi fac și eu bucle? Nu o să pot pune selfie-ul perfect! Ba da, încearcă-le pe astea! Sunt tuburi de la hârtie igienică? Iu! Poate merge să folosesc banii în locul lor! O să rulez bancnota asta! Trebuie să fie strânsă bine, apoi o să-mi înfășor părul pe ea! Ca și cum aș folosi tuburi de la hârtie igienică! Hei, nu mă mai critica! Asta e ultima! Și acum aștept! Ce zici, Mindy? Amândouă să arătăm fabulos! 1, 2, 3... Wow! Wow, chiar a mers! Ah, hai să facem un selfie! Grozavă idee! Oh, suntem adorabile! Wow, uite ce de like-uri! Suntem atât de populare! Vai, stai să văd și eu! Ia uite, obișnuiește-te cu asta! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ce? Nu se poate! E ca un parc acvatic aici! De ce nu te bagi în apă? Imediat, mamă! Hei, ai grijă, stropește! Hei, eu pot controla apa! Și uite ce de bule! E propriul tău parc acvatic, Olivia! Bun, să mă conectez! Bună! Da, le-am pregătite pentru tine! Da, bineînțeles! Da, aha! Ce faci, mami? Pleacă! Oricum, deci... Oh, nu vrea să se joace cu mine! Bună, te iubesc, mami! Hei, stai! Nu e corect! Bine, deci, da, ai dreptate! Aha! Păi, de fapt, oh, îmi cer scuze pentru asta! Hei, mami! Hei, ia uite! E atât de moale! De gâtile, nu-i așa, mami? Ce faci acolo jos? Termină cu asta! Oricum, uite! Oh, telefonul mamei! Cum spuneam? Telefonul ăsta e minunat! Oh, frate! Haide să ne jucăm! Oh, da, te ascult! O secundă! Te rog să fie ceva aici! Da! Oh, scuze! Oh, uite-te la chestia aia! Dacă te uiți la acel document... Grr, da, continuă! Da, ok, stai o secundă! Da, acum ieși afară! Fiu! Îmi cer scuze, colegi! Oh, doamne, ce jenant! Sunt surprins că toate încap într-o singură pungă! Miroase destul de proaspăt, dar se scurge peste tot! Eh, se mai întâmplă! Încă o mizerie de care trebuie să mă ocup! Uite-o! Oh, bună, Cheryl! Da, lovește unde doare! Ai grijă! Cum de faci toate astea deodată? Dacă ar putea să folosească multitasking-ul la ceva bun! Sau, mai bine nu! Stai să mă gândesc puțin! Da, așa da! Cred că am ideea perfectă! În timp ce ea se joacă, eu mă apuc de treabă! Tot ce-mi trebuie e un sticker! La fix! Stai acolo jos, bine! Încă te mai joci, nu, Cheryl? Aha! Hei, eu... Mulțumesc! Atunci o să iau altul! Ce nepoliticos! Ce-i acolo jos? Oare mai pot turna până untru? Există un singur mod de a afla! Hei, se schimbă! O pisicuță drăguță! Super!
Trebuie să-i arăt asta lui tati. Tati, tati, uite ce e în paharul meu cu apă. Wow, e atât de frumos. Nu m-am gândit prea bine la asta. E timpul pentru masa mea preferată a zilei. Azi voi pune o porție uriașă și câteva din astea și ceva sărat. Haide, de-aș avea un alt braț. Haide, nu, cerealele mele. Of, fantastic. O luăm de la capăt. Să mai încercăm o dată, da? Așa, poate dacă le duc așa. Haide! Prima rundă e gata. Ți-am spus că mă întorc după tine. Pot să mănânc în sfârșit? Ce? Deschide-te! Haide! Trebuie să apuc mai bine. Pur și simplu nu pot câștiga azi. Hei, stai! Alea sunt săgeți? E un capac cu răsucire? Asta înseamnă... Da, chiar s-a întâmplat! Mă bucur că nu a fost nimeni aici să asiste la asta. Oricum... Cred că glumești. Respira adânc. Am nevoie de puțin ajutor. Unde-o fi? Bună! Ai banii? Chiar am nevoie de chestia aia. Ok, înțeleg. O acadea? Bine. Alege de aici. Wow, sunt atât de multe lucruri. Dar am nevoie de ceva anume. Asta. Bine. Mulțumesc. Acum să trecem la treabă. Nimeni nu mai varsă nimic în casa asta. Uite ce bine acoperă! Să fie suc! Așa mai merge? În sfârșit e timpul să gust! Credeam că nu va mai veni niciodată! A meritat așteptarea! Acum dăm suc! Cine ar fi crezut că viața poate fi atât de ușoară? Nu m-ai văzut, ok? Șt! În fine! Ce noapte frumoasă! Aproape am ajuns! Bună, micuțule! Acum ce fac? Wow! Uite ce are la încheietură! Wow! Trebuie să profit de ocazie! Hei! Oprește-te! Dă-mi ceasul ăla! Ce se întâmplă aici? L-am luat! Oh, nu! Am șters-o de aici! Doar fi relaxată, copilă, ok? Hai, totul va fi bine! Frate, am pierdut-o din nou! Pe bune? E chiar aici! Pa! Ei bine, asta a mers bine. În special pentru mine. Ce outfit drăguț! Dar am putea face unele îmbunătățiri, începând cu niște sprâncene furioase. Dar asta nu e tot. Am nevoie de spațiu, oameni buni. Dați-vă la o parte. Atenție la cap. Super! Fantastic de murdar. Wow! Uite cât de frumoasă e! Ca un dulce înger Barbie. E timpul pentru curățenie. Nu-ți face griji, voi rezolva totul. Așa. Câtă murdărie! Ar putea fi mai diferite. Wow! Oh, salutare! Locul ăsta e dubios. Și cu ce sunt îmbrăcată? Scoate-ți-ne de aici! Las-o baltă. O să fie bine, dragă. Of, sunt așa plictisită. Jucăriile astea sunt super vechi. Ce e de făcut în locul ăsta? Se pare că suntem blocate aici. Presupun. Uite! Hei, transformare! Ești fericit acum? În fine. Treaba asta va fi mai dificilă decât am crezut. Oare găsesc ceva interesant aici?
Un balon? Poftim! De fapt, știu ce să fac! Oh, Megan! Uite ce-am făcut pentru tine! Ha? Nu cred! Bine, ridică-te! Bine! Acum stai nemișcată! Ok! Uite aici! Se potrivește perfect! Wow, ce tare e! Am și eu una! Să începem! Hei! Wow! Greșeala mea! M-am lovit rău! Au! Oh, ups! În fine, pe mai târziu! Oh, ce prostie! Atât de penibil! La revedere! Nu e nimic de făcut! Oh, Annie, cauți ceva cu care să te joci? Nu, mersi! Ah, știu! Uită-te la asta! Pune niște baloane într-un sac. Apoi închide-l bine. Aerul ăsta trebuie să iasă de aici. Uite, acum devine și mai compact. Zici că baloanele se combină între ele. Iu! Wow, pot? Woohoo! Uite-te la mine! Pot să zbor! Ce mă bucur că a funcționat! Canalul ăsta mă face să râd! Uite-te la asta! Ce fază tare! Oh, ce s-a întâmplat aici? De ce nu ți-ai curățat mizeria? Oh. Dacă nu o fac eu, nimeni nu o va face! Annie, ți-ajunge cât te-ai uitat la asta? Hei! Ai alte lucruri de făcut? Dar de ce? Fie! E dezordinea ta până la urmă! Bine, atunci! Voi începe de aici! Oh, nu pot să iau niciuna! Nu, nu, nu! Stai! Nu așa se face! Îți voi arăta! Ele lucrează împreună, vezi? E simplu! De ce nu încerci tu? Așa? Și aici? Înăuntru cu voi! Frumos! Te-am prins! Atât de multe lucruri! Aproape am reușit! Dezordine, dispari! Am reușit! Ok, poftim! Ce tare sunt! Wow! Ce fel de suc e ăla? Hei, e o păpușă Barbie! Wow! Ador acest episod! Oh! Absurd de multe piese de Lego! Tu ai făcut asta? Alo? Ce nu e în regulă? Toate astea de aici... Oh, voi face curat mai târziu. Mai târziu? Ce zici de acum? Sus! Oh, ok, ok. Ah! Acum! Wow, a fost impresionant, nu-i așa? Wow, vrei să te joci? Nu! Oh. În fine. Așa, unde rămăsesem? Frumos! Bine, distracția s-a terminat, Meg! Jucăriile astea trebuie să dispară! Toate! Afară! Frate, ești destul de puternică! Vremurile disperate cer măsuri disperate! Ce? Stai! Nu e purașul meu! E purașul tău! O, nu! Te rog, nu! Privește-mă! Vino aici, iepurașule! Urechile alea sunt ale mele! Ha! Te-am prins! Ia-ți adio! Am făcut-o! Bine ai venit în clubul roabei, iepuraș drag! Cum ai putut să faci asta? Cu ușurință, cu plăcere, apropo! Pa! Jucăriile mele au dispărut! Mă întreb dacă ar trebui să-i fac o gustare... Foame! Oh, pentru mine? Da! Mersi! Poate! Știu! Da, asta e! O să-i fac o gustare la fel de dulce ca ea! Ce se întâmplă aici? O gustare? Oh, grozav! Bine, fără îmbrățișări, bate palma! Presupun că pot pregăti ceva rapid și ciocolata va fi vedeta spectacolului. Ce-i asta?
cea mai tare gustare din lume. Cine nu iubește o bezea moale? Și ăsta e doar începutul. E timpul să înmuiem. Arată destul de bine. Presupun. Lasă-mă să mă gândesc. Trebuie să fie ceva. O veche varză de Bruxelles. Oh. Hei, pentru mine funcționează. Zilele tale sunt numărate, legumo. În fine, oricum va fi îmbibată în ciocolată. Arată bine, cred. Oh, dragă, asta nu se compară cu gustarea mea. Și acum e timpul pentru bombonele. Hai să facem să plouă cu bombonele. Așa de frumos. Presupun. Deci, bombonele, ha? Opa! Bună! E timpul pentru glazură. Perfecțiune! Și pentru a prinde firmiturile. Ta-da! E gata! Aha, și e mai gata, vezi? Fie ca cea mai bună gustare să câștige. Ok, atunci. Sunt plictisită și eu. Ei bine, cui e foame? Da. Ha? Avem o surpriză pentru voi. Wow! Pe bune? Miroase ciudat. A mea miroase grozav. Și e gustoasă. Wow, ce bună e! Mulțumesc foarte mult! Oh, îți place? Și tu? Nu știu încă. Firar, ce e asta? Scârbos! O legumă? Ha, a fost de neprețuit! Ai văzut ce față a făcut? Bine, cine e aproape gata? Oh, da, miroase bine! Mai bine i-aș pune în farfurie. Vor fi așa de gustoși. Miroase a perfecțiune. Și uite, așa e gata de plecare. Gustarea perfectă de luat la pachet. Îmi place când gândesc în avans. Oh, așteaptă! Am împachetat asta mult prea devreme. Ar trebui să-i mențin calzi. De asta am nevoie de apă caldă. Plăcută și fierbinte. Trucul ăsta funcționează ca prin farmec. Ups, n-am ceasul la mână. Și acum așteptăm. Ei bine, acum e timpul. Nu mai am nevoie de apă. Mulțumesc pentru ajutorul tău super fierbinte. Acum este perfect. Acest prosop de hârtie va absorbi apa în exces. Nu vrem nuggets umede. Haideți înăuntru, băieți. E cald și confortabil aici. Și acum vor rămâne călduți. Cel mai tare truc. Ce-i asta? Prânzul meu, desigur. Prânzul meu cald. Oh, am uitat! Ar trebui să împachetez ceva repede. Presupun că ăsta va fi suficient. Nu poți da greș cu un sandwich, corect? Cât de vechi e? Nu arată prea bine. Dar va merge. Nu, nu acolo! În regulă. Așteaptă, am acest sac de gunoi vechi. Bine. Nu, nu face asta. Ce? Chestia asta e dezgustătoare. Nu folosi asta. Annie, nu. Doamne. Ce? Ha? Hei, ce zici de asta? Se potrivește perfect. Parcă așa a fost să fie. Bine. Mă dau bătută. Orice merge. A fost util acest clip? Spuneți-ne în comentarii și nu uitați să-l arătați prietenilor voștri și să vă abonați la canalul nostru pentru și mai mult conținut interesant! Știe atât de bine să se ascundă! Poate ești în dulapul ăsta? Stai! Nu fugi! În sfârșit te-am prins! Hai la mama în brațe! Cred că trebuie să ne asigurăm că nu mai fugi. Și țarcul ăsta de joacă e fix ce trebuie. Nu mai ai cum să scapi de aici. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Și acum pot să-mi citesc cartea în continuare. Funcționează perfect! Ok, gura mare, scumpa mea! Nu, e grețoasă!
Trebuie să-ți păstrezi dinții curați, puiule. Ok, uite ce-i noroc frumos. Wow, mami, ia să văd. Stai puțin, e o periuță de dinți. M-ai păcălit. Nu pot face asta toată ziua. Știu, aș putea folosi pietrele astea. Pentru acest truc, ai nevoie doar de niște pietre decorative și de un desen colorat ca ăsta. Pune lipici fierbinte pe pietre, apoi lipește-le de desen. Fă la fel până când obții două zâmbete. Pătează pietrele cu un marker. Se pare că a uitat să folosească scata dentară. Vrei să jucăm un joc, puiule? Trebuie să curățăm toate petele de pe dinți. Wow, mami, ce dinți murdari! Uite, mami, am reușit! Sunt curați toți! Poate ar trebui să mă spăl și eu pe dinți, mami! Ce idee bună! Uite periuța! Aproape mi-am terminat desenul! Carioca asta s-a stricat! Poate dacă o bag în gură? Tot nu funcționează! Ce enervant! Ce cariocă idiotă! Vreau să-mi termin desenul! Ai grijă, scumpa mea! O să folosesc pe asta roz! Nici asta nu merge! Era cât pe ce? Ia să vedem! Ce-ai pățit? Nu-mi pot termina desenul! Nu mai merg cariocile! Asta da problemă! Oare ce pot face? Știu! Mami o să te ajute imediat! Grăbește-te! Ia un șervețel umed și împăturește-l! Apoi lipește-l de o bucată de scotch! Pune un bețișor de urechi peste șervețel și rulează-l, menține capetele bețișorului de urechi neacoperite. Acoperă-l la final cu scotch și taie-l. Apoi picură cerneală colorată peste capătul bețișorului. Șervețelul umed va absorbi cerneala și așa ai obținut rapid o cariocă. Poftim, scumpa mea! Wow! Pot să-mi continui desenul? E super! Mersi, mami! O să desenez soarele! Bravo, puiule! Ce distractiv e! Trebuie să plecăm, scumpa mea! Mami trebuie să oprească răufăcătorii din oraș! Lasă jucăria aia! Trebuie să iei jacheta asta pe tine! Mersi, mami! Ce cu minte ești! Și ce grea! Îți place să mănânci nuclu, mă? Ce joc distractiv, mami! Oh, cred că am făcut hernie! Ok, încalță-te cu cizmulițele! Cheryl, vin înapoi! Ia uite-o cum aleargă! E adorabilă! Poate aș putea folosi cătușele astea. Nu, aș fi o mamă rea. Deși... Depărtează picioarele! Sunt nevinovat, doamnă ofițer! N-am făcut nimic ilegal! Da, sigur, am mai auzit placa asta. La secție cu tine! Mi-a venit o idee! Am nevoie de amprentele astea. O să decupez două cercuri. Și apoi o să le lipesc pe perete. Hei, mami! Hai să ne jucăm un joc! Crezi că poți să-ți pui mâinile pe perete? Ok, e ușor, mami! Uite, fac ce trebuie! Și acum, mami? Stai așa, puiule, te descurci de minune! Da, ai reușit! Ai câștigat! Da? Ce tare! Ok, acum hai să mergem! La la la, îmi place mult să fac curat! Am primit un mesaj! Wow, ce frumos din partea ei! Vine bunica în vizită și are un cadou pentru tine! Nu-i așa că abia aștepți? Iuhu, am ajuns! Sunt eu, cea mai elegantă bunică! Ha. Bună, intră! Ce băiețel frumos! Uite ce are bunica pentru tine! Te transformi într-un băiat mare! Mă bucur să vă văd! Ce zici? Deschidem cadoul ăsta? Ce părere ai? Oh, nu! Nu e bine! Îmi pare rău! Nu e mărimea corectă! E ok, mama! O să-i vină când îi mai crește piciorul!
Uite, îi vin aproape perfect! Sunt super! Uite! De ce nu încerci să faci câțiva pași? Ok, poate îi sunt puțin cam mari. Mie-mi plac! Stai puțin! Știu ce pot să fac! Stai pe foaia aia de hârtie, puiule! O să-ți conturez talpa piciorului! Așa! Bravo! Acum o să decupez talpa! Hei, mama! Ia asta! Și ce fac cu ea? Ah, m-am prins! Vreau niște încălțări de mărimea asta! Sunt pentru nepotul meu! Imediat! Cred că perechea asta i s-ar potrivi! Ia să vedem! Sunt mărimea perfectă! Îi cumpăr! Ok, mulțumesc! Zi frumoasă! Ok, scumpule, de data asta bunica ți-a adus mărimea potrivită! Vrei să-i probăm? Mai întâi piciorul stâng! Strânge mariciul ăsta! Arată mult mai bine! Ce mă bucur! Cum poate avea cineva atât de multe jucării Pop-It? Să le aduc și pe restul! Cred că astea-s toate! Ups, era să uit! În morman cu tine, o să o acopăr bine! Cred că suntem gata! Poți să intri! Wow, ce-i asta? Ce de jucării Pop-It! O să ai nevoie de ochelarii ăștia de not! Mersi! Ok, găsește jucăria Simple Dimple! Start! Ce tare! Îți expiră timpul! Hai, repede! Oh, e o întrecere! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Hai, hai, hai! Nu-l găsesc! Stai! L-am găsit, mami! Am reușit! Bravo, scumpa mea! Sunt atât de mândră de tine! Acum hai să ne distrăm! Ești cea mai tare, mami! Ea e mama mea! De ce sunt atât de săracă? Și el e tatăl meu! Hai să mergem! Nu cred! Azi e ziua mea de naștere! Wow! Ăsta e pentru mine? Fetița mea merită tot ce e mai bun! E moale și drăgălaș! La mulți ani, scumpa mea! Mersi, tati! Mai am ceva pentru tine! Îl puteți aduce? Uite, un tort delicios special pentru tine! Oh, ador torturile! Cine nu le adoră? Dar n-am terminat! Cadouri! N-am terminat! Ești gata pentru cadoul principal? E ceva genial! Hai încoace! Wow! Știu, e uriaș! Ce e înăuntru, tati? Bună! Vrum, vrum! Acum ai propriul tău șofer! Hai să mergem! Petrecerea numărul 2! Oare ce-a plănuit mama pentru mine? Bună, mami! La mulți ani, scumpa mea! Am ceva pentru tine! L-am ambalat singură! Cealaltă șosetă! Mersi, mami! Acum am două! Să nu uit de tort! Ia și tu o felie, mami! Mersi, scumpa mea! Ce drăguț din partea ta! Nu, vreau două iahturi și un avion! Pa! Bună, tati! Aoleu! Ajutor! Te salvează, tati! Te-am prins! Era cât pe ce să cazi? Ești bine? Mi-a trecut toată viața prin fața ochilor! Cum adică e în operație? Am nevoie imediat de un doctor! Fetița mea a avut o experiență traumatizantă! Am nevoie de ajutorul unui medic! Mă face să mă întreb ce e cu adevărat important în viață! Ați cerut ajutor? Wow, ce rapid s-au mișcat! Trebuie să o ajuți pe fetița mea! Mă ocup imediat! Când o să mă simt mai bine? Așează-te comod! Asta o să te răcorească! Acum trebuie să așteptăm! O să fie bine? Sunt foarte speriat!
Să nu te apropii de lumină, ok, scumpa mea? Ok, tati. Ce relaxant e împletitul. Mami, am căzut. Nu cred că ai pățit nimic, ia să văd. Vai de mine. Te ajut imediat. Punga asta cu legume congelate e fix ce trebuie. Întinde-te pe spate. E rece, dar o să te ajute. Trebuie să așteptăm. O să termin de împletit. Împletitul e mai greu decât credeam. Ok, ia să vedem cum mai arată vânătaia. S-a retras complet. A funcționat perfect. Și putem găti legumele la cină. Sper că ți-e foame. Deja e ora de culcare? Hai, trebuie să te culci. Sper că stai bine. Așa. Vise frumoase? Nu vreau să dorm. Ha, vreau să mă joc. Acum mă pot relaxa. Poate găsesc vreun film. Mami, habar n-are ce fac. Telecomanda nu funcționează. Nu are baterii. Ce ciudat. Ce distractiv e. E mult mai interesant decât somnul. Ce faci acolo? Ceva e în neregulă. În liniște. Încetişor. Credeam că ți-am spus să te culci. Ce-i asta? Am păcălit-o. De ce mi-ar face așa ceva? Stai puțin. Ce amuzant a fost. Treci în pat. Dă jocul încoace. Îți iau bateriile. Trebuie să te culci. Fii cu minte. A fost o glumă. Poate acum mă pot uita la televizor. Ia să vedem ce găsesc. Oh, asta pare interesant. Câtă tensiune. Oh. Nu mă mai pot opri. Oh, nu. Ce-i asta? E doar un balon. Stai, ăsta de unde a apărut? Ce înfricoșător arată. Iar îmi face farse. Te-am păcălit. O să am coșmaruri din cauza ta. Nu-mi vine să cred că te-am păcălit a doua oară. Vino încoace. Hai să găsim ceva drăguț la televizor. Ceva care să nu ne sperie. Somn ușor, scumpa mea. Sper să visezi bani și unicorni. Ok, ești gata de culcare. Noapte bună, tati. O să mă joc puțin înainte. Ce se aude? Ups. Stai puțin. Dă-mi telefonul. Noapte bună. Și celălalt. Bine. Nu credeam că o să observi. Și eu am fost tânăr odată. Știu toate șmecherile. Nu e corect. Oare ăsta ce face? Am fost chemat. Dorința ta e poruncă pentru mine. Poftim ceva pentru deranj. Mulțumesc mult. Ești bine, scumpo? Nu e ceea ce pare. Pot să vă explic. Te-am mai avertizat odată. Trebuie să fug. Sigur a durut. Așa o să se învețe minte. Atrăgătorul prinț a salvat prințesa. Și apoi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Mă poate ajuta cineva? Bună, mami! Ai avut o zi reușită la școală? Mi-a fost dor de tine azi. Ce de dulciuri! Vezi ceva care-ți face cu ochiul? Am o mulțime de prăjituri. Mami, îmi iei ceva dulce? Te rog! Chiar că arată bine. Sigur o să vă placă, sunt foarte dulci. Haideți, doamnă, faceți-i pofta fetiței. Asta e tot ce am. Asta-i tot? Scuze. Băi, nu ajunge. Vă rog, doamnă. Cum aș putea spune nu unei așa fețe? Păstrați-vă banii. Poftim. Uite, mami. Îmi pare rău, scumpa mea. Tati. Hei. Cred că vă pot ajuta. Cred că ăștia ajung.
O servietă? Serios? Ok, ia să vedem. Vai de mine! Sunt bogată! Luați-le pe toate! Plec în vacanță! Haha, cine vrea înghețată? Poftim! Wow, ce rochiță drăguță! Vreau și eu una! Hei, scumpa mea, ce faci? Vreau rochița asta, tati! Oh, e drăguță? Stai puțin, am o idee! Alo? Ah, super, ce mai vrea acum? Alo? Fetița mea vrea o rochiță elegantă, te rog să te ocupi! Ai înțeles? Da, sigur, domnule! Wow, ce de rochițe! Învârte-te puțin! Nu știu ce să zic de culoarea asta, nu cred! Cred că am ceva pe gustul tău! Ce zici de ceva strălucitor? Nu, nu e stilul meu! Ți-ar sta bine cu asta? Nu-mi place! Trebuie să-ți placă ceva! Așa mai vii de acasă! E perfectă! Mă simt ca o prințesă! Wow, felicitări! Ai reușit și de data asta! Oh, fetița mea citește! Ce rochiță urâtă! Wow, asta da rochie! Aș arăta super îmbrăcat așa! Mami, îmi cumperi rochia asta? Cât costă rochia asta? Dar e atât de frumoasă! Nu mi-o permit, trebuie să găsesc o soluție! Poate dacă o fac singură! Mai ales că mă îmbrac după ultimele tendințe! O să tai aici... Un pic de scotch... Arată bine! O să fiu drăguță foc! Mai am de adăugat ultimele detalii! Gata! Ce părere ai? Îmi place foarte mult, mami! E fix ce-mi doream! Mersi! Distrus! Serios? Ups! Te rog să nu-i spui mamei tale! Trebuie să le dau o lecție! Luați de aici! Ce se întâmplă? Ce aterizare agitată! Hei, aici! Te iubesc, dragule! O să ne distrăm de minune! Cu siguranță așa vom face! E chiar incitant! Tu mergi prima? Nu, tu! Nu, insist! Nu pot, te rog! Haide, fă-o! Hei, nu avem toată ziua la dispoziție! Ha? Oh, desigur! Scuze, o să deschid! Să vedem! Ha? Un pahar? Nu așteptam la asta! E ceva înăuntru! E cafea! Ok, e rândul meu! Hai să aruncăm o privire! Ce? E o glumă? E ziua mea de naștere? Presupun că o voi purta! Este oarecum drăguță? Oh, mai e ceva! Ar trebui să suflu în ea? Oh, de ce nu? Hei, salut! Wow, mulțumesc! Este un cornet dulce! Dar unde e înghețata? E așa nedrept! Nu plânge, dragă! Dar eu doar vreau un desert gustos! Voi face eu totul mai bine! Mă descurc! Ok, voi încerca! Nu mă dezamăgi! Presupun că arată ca înghețata! Și este delicios! Acum am nevoie de un băț de înghețată! Voi înmuia cornetul dulce în mai multă glasură! Mă asigur că e acoperit! Hai să-l facem și mai bun! Voi adăuga topping de bomboane! Oh, wow! Arată uimitor! E o operă de artă! Tu ce vei face? Asta a fost fix ce-mi trebuia! Wow, ce tare a fost! Cafeina începe să-și facă efectul! Și am o idee grozavă! Îmi trebuie o tabletă de ciocolată! E timpul să o topim! Acest uscător de păr va face treaba! Ar trebui să fie suficient! Voi tăia un colț! Voi turna ciocolata în pahar! Pare așa lipicioasă! Cred că asta-i toată! Voi înclina paharul la un unghi! Și apoi îl învârt! În continuare, am nevoie de capac! Voi turna ciocolata în el! Asta-i partea ușoară! Voi aștepta ca ciocolata să se întărească! Acum pot să dau plasticul la o parte! Acum am nevoie de frișcă! E atât de gustos! Voi adăuga asta la ciocolată! Umplu până sus! Voi avea nevoie de un capac! Wow! Arată grozav! Ăsta poate merge deasupra! Sunt mulțumit așa! Wow! Bună treabă! Ar trebui să fim bucătari! Adică, uită-te la ele! Arată bine și vor avea un gust și mai bun! Ce părere ai, dragă? Voi începe cu ăsta! Sunt impresionat, dar trebuie să aibă gust bun! Încălzește inima acestei bătrâne! Poți face asta oricând! Ok, ce urmează? Asta pare interesant! Să vedem! Wow, e delicios!
Sunt atât de emoționată! Buburuza câștigă! Oh, wow! Yupi! Foarte bine! Părul meu arată minunat! Ar trebui să capturez acest moment! Hei! Doar îmi recuperam din somnul de frumusețe! Haide să începem! Am auzit asta, bătrânico! Hai să începem! Chop, chop! Funcționează de fiecare dată! Eu o să încep prima! Ce-i asta? E un fel de gadget sofisticat! Ești atât de amuzantă! E rândul meu! Oh, biscuiți! Ăștia ar trebui să fie buni! Știu ce să fac! Am nevoie de niște ajutor! Hei, veniți aici! Știți ce trebuie să faceți? Nu mă dezamăgiți! Bună treabă! Mă ocup eu de restul! Voi introduce un băț de înghețată în biscuite! Apoi îl voi înmuia în glazură! Voi începe cu bolul roz, însă nu am terminat, îl voi înmuia în ciocolată, dar voi duce totul la un nivel mai mare. Îl voi decora. Am ochii din bomboane, îl voi pune chiar aici. Voi adăuga o linie de ciocolată în mijloc, apoi voi adăuga puncte și topping de bomboane. E atât de drăguț și miroase fantastic. Wow, știu ce e ăsta. E un aparat de făcut gofre. Și uită-te la astea. O să le tai în felii. Voi avea nevoie de un băț de înghețată. Am un bol cu ciocolată albă. Voi acoperi partea de sus a gofrei. Acum am bomboane din ciocolată. Asta poate sta chiar aici. Voi adăuga încă una. Oh, bunica are talente. Par gustoase. Mie îmi spui, aș putea să le mănânc pe toate. E timpul pentru spectacol. Nu sunt un mare fan al insectelor, dar voi face o excepție pentru astea. Se topesc în gură. Ai auzit asta? Să încercăm mâncarea bunicii. Am un sentiment bun despre asta. E o petrecere în gura mea. Asta e bine, nu? Ce greu e. Ambele ați câștigat. Poți accepta asta? Hrănește-mă. Uite ce-am primit. Dam! Poftă bună. Nu așa repede. Nu poți mânca ăsta. Ai nevoie de ceva sănătos. Mănâncă niște legume. Nu, nici gând. Stai! Ce tot faci? Mi-a prins. Pune chipsurile jos. Obligă-mă. Ce-ai, bătrânico? Chipsurile nu sunt nutritive. Sunt făcute din cartofi. Îți bați joc de mine. Ești doar geloasă. Asta se întâmplă în fiecare zi. Wow, a fost distractiv. Yuhu, aici. Oh, bună. Deci, acum ce facem? Suntem gata să facem asta? Ce facem cu ele? Deschideți-le! Ah, acum are sens! Voi alege eu prima! Hei, să nu îndrăznești! Ha? Ah, da, așa e, după tine! Ce amabilă ești! Oh, wow, căpșuni suculente! Oh, ești norocoasă! Wow, uită-te la asta! Delicios! Ador afinele! Trebuie să gust una! Wow, atât de bună! Vreau mai multe! Mai încet! Ce tot faci? Oprește-te! Eu pot explica! Privește aici! Îți voi arăta ce să faci! O să transform această căpșună! Voi lipi bezele și covrigei pe ea! Uite așa! Apoi am nevoie de un bol cu ciocolată! Voi înmuia căpșuna în el! Asta o va face extra dulce! În continuare am nevoie de o brioșă! Am umplut o pungă cu glazură verde! Vom pune ăsta deasupra brioșei! Voi face o spirală! Apoi voi adăuga frunze din fondant. Sunt atât de frumoase. Am muncit mult la ele și căpșuna mea poate merge deasupra. E perfectă. Wow, ce cool! Asta mi-a dat o idee. Ar fi mai bine să încep. Voi avea nevoie de un cuțit. Voi tăia căpșuna în jumătate. În continuare am ciocolată delicioasă. O voi pune pe căpșună. Nu am nevoie de multă. Acum voi lua o afină și o lipesc chiar aici. Ciocolata va acționa ca un adeziv. Voi pune mai multă ciocolată pe ea. Voi merge în jos, drept pe mijloc. Mă bucur că am o mână stabilă. Voi face puncte de ambele părți. Și asta-i tot! Wow, o buburuză din căpșună! Wow, foarte frumos, draga mea! O voi pune lângă prietenele sale. Pare a fi o gustare delicioasă. Eu aș mânca asta. Toată lumea iubește tortul, în special când arată așa. Wow, de unde să încep? Încep cu a bunicii. Ei bine, îți place? Wow, niciodată nu am mai mâncat așa ceva. Voi încerca în continuare gândacii din căpșuni. Sper că-ți plac. Hai să gustăm. Asta e reacția pe care o voiam. Dar cine a câștigat? Buburuza a câștigat. Woohoo!
știam eu! Na-na! Ah, revigorant! Oh, s-au terminat! Nu-ți face griji, dragule! Trebuie să rezolvăm asta! Ce e sub asta? Wow, e perfect! Wow, o voi deschide pe-a mea! Este o tabletă de ciocolată! Ei bine! Hei, uite ce am eu aici! Asta e pentru tine! Nu, nu-l vreau! Wow, ce public exigent! Știu ce să fac! Am bomboane delicioase! Voi lua o mână! Trebuie să le strâng foarte tare! Sper să funcționeze! Să aruncăm o privire! Wow! O voi pune în suc! Dar o să am nevoie de mai multe! Înăuntru cu ele! E ca un ceai cu perle de tapioca! Voi pune capacul la loc! Așa e mult mai bine! Învinge asta! Îmi plac provocările! Și nu renunț ușor! Am un plan! Voi rupe ciocolata într-un pahar! Asta-i toată! Acum am nevoie de bomboane! Asta e o gustare pentru mine! Wow, ce picant! Asta va topi ciocolata! Opa, mai bine afară decât înăuntru! Dar nu am terminat! Voi pune bezea deasupra! Să o facem crocantă! În final voi adăuga bomboane colorate! Aceasta e o băutură sofisticată! Nu pot să uit paiul! Wow, e o capodoperă! E dulce, lipicioasă și delicioasă! Hai, gustă! Nu, asta e cea mai bună băutură! Are chiar și bomboane în ea! Amândouă arată delicios! Voi începe cu asta! Nu-mi place! Ce? Serios? Măcar am încercat! Sper că bunicii e mai bună! Adică nu ar fi greu! Wow! Ai făcut o bătrână foarte fericită! Bunica câștigă de data asta! Sunt atât de fericită! Stai acolo, ursulețule! Mă întorc imediat! Doar atât poți? Ia-o pe asta! Au! Vai! Auci! Ah, cred că am câștigat! A fost o lovitură norocoasă! Ce faceți? Nu e ceea ce pare. Ah, bună! Trebuie să rezolvați problema asta sau o să vedeți voi! Cred că ne-a luat nițel valul. Acum mă simt prost. Știu, mă simt groaznic. Cred că știu ce trebuie să facem. Grozavă idee! Să o facem! Cu ce să începem? Hei, Gabi, ia uite! Am schițat un plan. Îmi place! E mult de muncă, dar ne descurcăm! Haide, nu avem timp de pierdut! Am materialele! Și eu am ruleta! Poți să începi! Trebuie să fim precise! Nu vrem să facem nicio greșeală! Pare ok! Noroc că am fierăstrăul ăsta! Te rog, eu am asta! Huh? Dă-te la o parte! Ok, dacă ești sigură! M-am pregătit ani de zile pentru momentul ăsta! Ha! Nu se poate! A fost uimitor! Mi se spune asta des! Acum ne trebuie bormașina asta! Pune lemnele pe jos! Aliniază-le! O să pun colțarul ăsta metalic la îmbinare! Îl fixez cu șuruburile astea! Proiectele DIY sunt atât de simple! Totul merge bine! Arată ok! Am nevoie de mai multe șuruburi! Poftim! Începe să-mi placă asta! Ok, ce urmează? Hei! Prinde! Pentru ce e ăsta? Răzbunare! Arată-mi ce poți! O să te răpun! Stai! Nu avem timp să ne prostim! Haide! Astea sunt ultimele secțiuni ale cadrului! Bravo! Hai să aranjăm acoperișul! Ești gata? Ridică! Așa, pune-l! E perfect! Ăsta e pentru turn! Până acum e bine! Ce urmează? Lipsește ceva! Da, pereții! Ar putea fi o problemă! Mă ocup eu! Ce zici de asta? Stai, cred... Planul e cu susul în jos! Stai puțin! Așa da! Ah, da, mult mai bine! Ok, ieși! Hai să-l prindem de cadru! Ah, mersi! Să trecem la treabă! E mai bine decât să batem cuie! Știu, e mult mai rapid! Ok, am terminat! Sunt impresionată! Mai sunt multe de făcut! Hai să ne pregătim!
Asta e partea distractivă. Cât de drăguță-i pensula asta! Nu poți să o folosești pe aia? De ce nu? Nu, folosește-o pe asta! A, am înțeles! Ar fi durat o veșnicie! Opa, ușurel! Vopsitul e relaxant! Și ador culoarea asta! E tare liniștitoare și ideală pentru casa asta! Nu vrem să ratăm nicio zonă! Cum arată? E adorabilă! Chiar ne pricepem la asta? Ok, hai să adăugăm câteva detalii! Sună bine? Poate fi pusă chiar acolo! Seamănă cu niște cărămizi! Îi dau un aer aparte căsuței! Și arcada asta în formă de curcubeu e perfectă! Încep să devin invidioasă! Hai să intrăm! Îmi place! Aș locui aici! Știi ceva? Nu e așa de primitoare cum mi-am imaginat că ar fi! Ai dreptate! Știu! Revin imediat! Trebuie să fie ceva util pe aici! Știu! Draperiile astea sunt potrivite! Scumpo, ce faci? Scuze, dar avem nevoie de ele! Și de pernele astea! Vino înapoi! Au! Ah, o pernă! Asta e fix ce ne trebuie! Bună idee! Ține-o așa! Nu vrem să facă nicio cută și trebuie să stea drept! Cred că ai făcut o treabă grozavă! Acum arată primitor! Eh, mai puțin tavanul! Ce să facem în privința asta? Știu! Putem să scoatem umplutura din pernă! Și eu am luminițele astea LED! O să lipesc luminițele pe tavan. O să le punem pe margini. Și apoi le acoperim cu umplutura aia. E atât de moale și pufoasă. Wow! Hai să aprindem luminițele. Acum! Wow, zici că suntem sub nori. Ce frumos e! Haide, mai avem multe de făcut. E o muncă grea, dar nu ne putem odihni. Ia pernele astea. O să fie atât de comod aici! Aia a fost ultima! Putem să punem un pat deasupra! O să sar acolo! E prea înalt pentru mine! Of, și pentru mine! Of, hai să găsim o soluție! Jasmine, vino aici! Poftim? Ah, m-am prins! Ești gata? Hai! Uf! Ok, hai să încercăm iar! Iu, câte kilograme ai? Să nu întreb niciodată asta pe o domnișoară! Nu o să meargă! Trebuie să existe o cale mai simplă! Aha! Stai puțin! Să mă gândesc! Aia nu merge! Poate aia o să meargă! Ia-i aleasa! O să golesc rafturile! Nu avem nevoie de asta! Scuze, Huggy-Wuggy, trebuie să dispari! Să ne întoarcem la... Ahem! Nu a fost prea frumos! Stai! Am ceva pentru tine! Pentru mine? Ai răbdare! Trebuie să muți asta pentru mine! S-a făcut! Împing! Încă puțin! Ok, cred că ajunge! Înțelegerea-i înțelegere! Dă-mi-o! Pa, pa! Poftim? E o poveste lungă, dar ia uite! Avem nevoie de niște perne și o păturică! E super! Arată bine! Oh, ce drăguț! Trebuie să facem ceva cu zona aia goală! Ah, știu! Trebuie să dau un telefon rapid! Bună! Aș vrea să te angajez! Ești deja aici? Bună! E una dintre cele mai reușite lucrări! Nu trage ochiul! Artiștii își prețuiesc foarte mult munca! Oh, îmi place la nebunie! Îi meriți! Ha? Păi și restul? Plec! Hei, întoarce-te! Pot să păstrez pânzele astea goale? Poftim? Se pare că o să-mi creez propria artă! O să iau prima pânză.
Apoi o să dau cu vopsea roz. Vreau niște tușe uniforme. O să acopăr complet pânza. Apoi o să decupez poza asta a unui elefant. O să fac la fel cu celelalte pânze și o să pun diferite animale. Aha! Știu! Hei, puștule! Îmi dai tricicleta ta? Îți dau în schimb ciocolata asta uriașă! Ia-o! Deci mi-o dai? Nu? Știi să negociezi! Ce zici de un telefon nou? Super! Dă-mi tricicleta! Ok, asta e ultima mea ofertă! Sigur! Wow, ce se întâmplă aici? Dă-l încoace! Dă-i tricicleta domnișoarei! Cu plăcere! Ce familie minunată! Să trecem la treabă! O să colorez tricicleta cu vopsea la spray aurie! O să arate mai elegant așa! Trebuie să o acopăr complet! Și roțile! Trebuie să aștept să se usuce vopseaua! Apoi o să pun o bucată de sticlă deasupra! Și am obținut o măsuță distractivă! Cred că o să comand niște tăieței. Niște... Hei, ce-i asta? Wow, am o măsuță de cafea. Arată extraordinar. Stai! Avem nevoie de niște gustări. Am adus niște popcorn. Nu-mi vine să cred că n-am mai folosit până acum o măsuță de cafea. Deci, restaurantul ăsta cu tăieței o să-ți placă. Ai înțeles? Eu nici măcar nu decorez camerele. Totul se rezumă la magia televizorului. A, ce miroase! Îți miros picioarele, clar, dar vine de la covor. Voiam să dau cu aspiratorul, dar n-am aspirator. Trebuie să-l curățăm cumva. Da, sigur. Putem începe prin a mătura gunoiul. Plouă cu popcorn. Credeam că mi-am pierdut ochelarii. Văd din nou. Ce de gunoaie! Super, nu mai trebuie să spăl rufele. Hei, încercam să mănânc ceva. Ține-mă în brațe. M-am săturat. Mă mut de aici. Dispar de aici. Bine că am terminat cu asta. Stai să mă gândesc puțin. Știu. Cu cine vorbește? O să încep prin a lipi niște scoci de covor. O să creez secțiuni diferite și forme diverse. Scociul va servi pe post de ghidaj. Și o să adaug niște culoare cu vopsea la spray. Pot să umplu fiecare secțiune cu o altă culoare. O să arate ca o operă de artă. Apoi deslipesc scociul. Ce părere ai? Nu-mi vine să cred că e același covor. Arată extraordinar. Vino încoace. Ce diferență! Wow, parcă nici n-ar fi aceeași cameră. Avem nevoie doar de niște detalii. Ce e în cufărul ăla? Deschide-l. Să știi că habar n-am ce conține. Hai să vedem. Putem folosi chestiile astea. Decorațiunile astea o să te facă să te simți ca acasă. O să arate super. Am uitat că am toate astea. Cred că le-am folosit pe toate. Arată bine, nu-i așa? Ne-am descurcat de minune, deși nu prea mă potrivesc cu camera. Nu-i bai. Nu doar camerele au nevoie de transformări. N-avem nevoie de asta. Wow, mulțumesc. Totul arată super. Mă bucur că-ți place. Hei, camera ta de ce arată așa? Se pare că mai am puțină treabă. Ești în siguranță aici, scumpa mea? Poți să-mi spui mami? Bun venit acasă, scumpa mea! Ciocolată! O să păstrez. Sau poate nu. Am nevoie de niște haine noi. Unde e coșul ăla mare de gunoi? Aha! Ăsta arată mai rău ca hanoracul meu. Scumpa mea!
sunt murdare! Vino înapoi! Te duc la shopping, ok? Te-am prins! Nu mai căuta prin gunoi, bine? Îți cumpăr eu tot ce-ți trebuie! Da? Alo? Avem nevoie imediat de haine! Nu, e urgent! Wow! Sper că ajung! Pare a fi mărimea ta! Îmi place să te văd zâmbind! O să aștept! Wow! Parcă ai fi o prințesă! Nu e așa că arată minunat? Atâta timp cât are buzunare! Ah, asta o să o trezească din somn pe micuța domnișoară! Bună dimineața! E timpul să începe o nouă zi, ca să nu ai picioarele reci! Papuci de casă, bagă-ți piciorușele în ei! Sper că ți-e foame, micul dejun e gata, dar mai întâi trebuie să te speli pe dinți! Poftim periuța de dinți, domnișoară! Sper că-ți place pasta de dinți aurită! Așa o să arate viața mea de acum? Trebuie să am grijă de zâmbetul ăsta de $1,000,000! Stai puțin! Nimeni nu mi-a spus că avem un animăluț! Ah, ce pufos e! Sigur mor de sete! Sper că-ți place laptele rece! Bravo! Hai, prinde-l! Nu ești foarte plină de viață azi, dar tot e mai bine decât deloc, cred. Oh, ce drăguț! Mă întorc imediat! Scumpa mea, cineva vrea să te cunoască! Prima ta pisicuță! Îi poți spune ce nume vrei! E adoptată, fix ca tine! Distracție plăcută, scumpa mea! Totul arată excelent! Poate ceva dulce la desert? Ce mult îmi place restaurantul ăsta! Au chiar orice aici? E incredibil! Arată pur și simplu extraordinar! Ești sigură? Ce slinoase sunt! Nu pot mânca așa ceva! Sunt alge de mare! Nu, nu mă ating de așa ceva! Miros a ocean! Cine-i papagalul ăla? O să primească un burger? Da, vreau și eu același lucru! E distractiv! Dacă spui tu... Mi-am revenit! Aici e fix comanda dată de Richard! Vai de mine! N-am mâncat niciodată un cartof pai! Ce mâncare interesantă! Ce-i ăsta? Fast food? Ce bun e! Încă două porții, vă rog! Wow! Aș putea să-i admir pentru totdeauna ochii căprui! Ce drăguț e! Aș putea urmări astea ore întregi! Scumpa mea, la ce te uiți? Iar ești pe contul de TikTok al lui Kevin? Scumpa mea? Da? Voila, l-am găsit pe Kevin! Da, eu sunt! Vrei să fii prietena mea? Poftim! Am auzit că-ți place ciocolata! Dar mai întâi hai să facem un clip pentru TikTok! Hai cu mine! Clipul ăsta o să devină sigur viral! Ce bine te-ai mișcat! A fost incredibil, scumpa mea! Te distrezi acolo, draga mea? Ah, mingea! E sub canapea! Ce grețos e aici! De unde au apărut firimiturile astea? Știu ce am de făcut! Cineva trebuie să facă rapid curat! Dar trebuie să-mi protejez mâinile! Toate bune? Nu trebuie să faci curat? Avem angajați pentru asta?
Ați sunat, domnule? Se pricepe la asta, nu-i așa? Oare la ce sunt bune astea? Ia să vedem! Are toate culorile mele preferate! O să-mi folosesc degetele! E mai moale decât credeam! Arată bine momentan! Wow! Acum o să gust din asta! De fapt, dulciurile astea au un gust oribil! Să trecem peste! Uite, acum arăt fix ca tine! Produsele mele de machiaj! Am greșit cu ceva? Îmi pare rău! Uite cum arată toate! $200 pe apa sâmbetei! Nu pot! Of! Cum a putut să fac asta? Știam eu că n-o să dureze mult! Trebuie să revin la viața trăită printre gunoaie! Și ce mult îmi plăcea aici! Și mâncarea era delicioasă! Dar cel mai mult o să-mi fie dor de ei! Nu pot pleca! Scumpa mea? Îmi pare foarte rău pentru ce am făcut! Mă puteți ierta? Se mai întâmplă și accidente, scumpa mea! Dar noi o să te iubim mereu! Hei, pun pariu că pot să fac o omletă cu astea! Ta-dam! O, da, cu ăsta? Încă un ou vine imediat! Of, mai am o singură șansă! Scumpule, nu! Lasă băta! Ok, vezi oul ăsta? Coșile rămân în afara tigăii! Repetiția este mama învățăturii! Frate, gustările astea de după școală sunt nasoale! Bleac, plictisitoare! Hei, ce-ar fi să căutăm acolo? Mama îl reumple mereu! Vezi? Chestia asta clar nu era aici de dimineață! Hai să anunțăm tortul! Oare câte felii are? Ai grijă cu el, da? Lingurile sunt pregătite! O să fie grozav! Ah, ce bun a fost, nu-i așa? Stai, e un bilețel sub chestia asta? Tort pentru mama? Ce-am făcut? Poate reușim să facem un alt tort? Oare merg bezelele? Cu ciocolată, cred că da! Pune niște pătrățele de ciocolată în tavă! Apoi adaugă niște bezele uriașe! Și ultimul pas, dar nu cel din urmă, bate nițel tava în cuptor! Pe curând! După ce începe să arate așa, poate fi scoasă din cuptor! Ai grijă, e super fierbinte! Uite ce frumusețe! O să-i placă la nebunie mamei! A ajuns acasă! Bună, scumpule! Ți-ai adus aminte că e ziua mea? Poftim, folosește-l pe ăsta! Măi, ce inventiv ești! Un sos de bezele topite! Cald și lipicios! Zici că e un strop de vară în farfurie! Super! Nu ești tu cel mai dulce fiu din lume? Te iubesc! Da! Abia aștept să gust bunătatea asta! Limonadă 5 cenți! Proaspăt stoarsă de subsemnata! Veniți să o luați! Salutare! E destulă! Haideți! Vă e sete, nu? Savurați-o! Ce repede s-a consumat! Nu mi-a mai rămas nici măcar un strop! Acum ce mai vând? Ce s-a întâmplat? Nu mai am marfă! Ce păcat! Dar poate că pot schimba sucul! Vezi pepenele ăsta roșu? Înfige-i chestia asta în coajă! Apoi scoate-o! Și ai obținut o găurică! Vezi? Bagă chestia asta acolo și e totul gata! Încape perfect! Acum folosește un cuțit ca să-i dai cep! Apoi bagă blenderul ăsta înăuntru ca să transformi pulpa în suc! Poți să vezi totul acolo!
Și acum vine partea distractivă. Un pahar de suc de pepene roșu, te rog. Nu are cum să fie mai proaspăt de atât. Și acum recompensa mea pentru toată munca grea. Mai trebuie doar să schimbăm afișul. Așa. Ok, să vină clienții. E destul pentru toată lumea. Ce bine că pătura asta e suficient de mare. Îi dă un nou aspect canapelei, vezi? Super! Opa! E ok, trebuie să împiedic lumina asta să pătrundă. Oficial a început seara de film 3D. Super! Nu, stinsă. Mult mai bine. Pare că are probleme, ha? Mersi pentru floricele, tată. Ha? Blea! Ce e neregulă cu astea? Betty, ce e cu fața asta? Sorate? Tu și nasurile tale. Oficial, seara de film a fost distrusă. Doamne, Betty, vrei ceva dulce? Nu! Bine! Mereu e atât de mofturoasă. Pot să fac floricelele astea speciale. Dar în loc de microunde o să le fac în tigaie pe aragaz. Dar ăsta e doar primul pas. Din moment ce îi plac chestiile dulci, o să adaug caramelele astea simpatice. Și acum așteptăm să se întâmple magia. Oh, deja se întâmplă chestii. Stropește uleiul ăla. Dar asta înseamnă că funcționează. Și fără să-ți dai seama, ai obținut deja niște floricele. Sau mai bine zis, floricele caramelizate. Chiar miros bine. Hei, Betty! Deja a dormit? Ce păcat. Se pare că-mi rămân mie mai multe. Ce bune sunt. Cum naiba se desface chestia asta? Se moaie. Ce fruct păros! E ca și cum ai linge pisica. Poate dacă tai fructul ăsta. Până acum e bine. Dar am îndepărtat tot miezul. Abia dacă mi-a rămas ceva de mâncat. E inutil. Sunt cel mai prost bucătar din toate timpurile. Scumpule? Ce se întâmplă acolo? Plângi? Kiwi mă urăște. Putem rezolva problema asta? Stai să mă gândesc. Îl vezi pe ăsta? Ia-ți cuțitul și taie-l așa. Apoi taie și bucata aia în jumătate. Și fă la fel și cu cealaltă parte. Acum trage bucata pe marginea unui pahar, până se separă coaja de fruct. Și cade direct în pahar. E gata, vezi? Mamă, ești un geniu al tăierii fructelor! Opa, chestiile astea sunt alunecoase. Nu s-a întâmplat nimic rău. Dar poate că e utilă o furculiță. Ta-da! Ok, mulțumesc! Ce bun e! Tu ești micul meu kiwi, scumpule! Poftim, David! Eu! Arată ca un castron cu noroi! Haide, mă, e bun pentru tine! Gustă-l! Nu știu ce să zic, mamă! Scârbos! Nu pot să mănânc așa ceva! Sunt niște lături! Ce zici de tortul ăla de acolo? Am mai multă poftă de el? Atât multă glazură? Nu, în niciun caz! Știu! Mereu ți-a plăcut portocalele! Dar nu e același lucru ca un tort, mamă! Nu, mersi! Poate mai am altceva! Niște iaurt bogat în proteine? Uite ce-am pentru tine, David! Nu știu. Nu cred că o să-mi placă. Stai! Cred că mi-a venit o idee și mai bună. Necesită o mică pregătire. Descojește niște portocale, apoi înfige-le într-o frigăruie din lemn. Pune-le într-un vas mare ca ăsta. Și acum toarnă iaurtul tău preferat. Ăsta o să fie delicios împreună cu fructele. Și poți adaugi oricâte arome diferite vrei.
aproape că s-a umplut vasul. Acum hai să-l băgăm nițel în frigider. Și după doar o jumătate de oră, o să obții o gustare delicioasă. Pune obiectul pe orizontală și scoate frigăruia. Ar trebui să stea ok și fără ea. Apoi tai obiectul în felii. Nu-i așa că arată frumos înăuntru? E ca și cum ai mâncat desert, dar fără zahăr în exces. Ăsta-i mic dejunul meu? Așa da! Miroase grozav! Pun pariu că poți să le apăs pe astea în 2 secunde! Ai fost la magazin? Și ți-am adus gustarea ta preferată! Înghețată de vanilie! Să vedem! Am cumpărat și alte chestii! Doar asta mă interesează? Dar trebuie să fie așa de moale? Zici că-i supă de înghețată! Oh, nu! Ah, nu plânge, te rog! Uite, o să rezolv eu problema! Hei, pot să folosesc jucăria ta specială? Cred că pot să încropesc ceva! Pune alunele tale preferate în toate găuricile astea! Apoi toarnă înghețata ta topită! Poți să folosești orice aromă vrei! Dar să acoperi totul complet! Perfect! Acum bag-o cu grijă în congelator! Și încearcă să nu o verși pe drum! Și acum așteptăm timp de 10 minute! Gata! Pune-o pe o farfurie cu fața în sus! Vezi? Oh, e minunată, tati! Stai! Aproape că uitasem de partea cea mai bună! Îți place siropul de ciocolată, nu? Poftim! Ești cel mai tare, tati! Se pare că am folosit toate alunele! Nu mi-a mai rămas niciuna! Mmm, curcubeu pe cerul gurii! Mă bucur că am fost de folos! Of, durează o veșnicie să umflu colacul ăsta! Stai! Ce naiba se întâmplă acolo? Bună, Lexi! Intri în piscina asta azi? Ah, ador să merg la plajă! Ce zi grozavă pentru asta! Pare un loc bun de stat aici! Oh, ia te uită! Un ghiozdan nesupravegheat! O să le iau pe ambele! Super! Acum hai să vedem dacă mai găsesc altceva de furat! Ador căldura soarelui! Stai! De ce oare am impresia că mă urmărește cineva? Huh? Cine e acolo? Are binoclu? Oh, nu! M-a văzut! Poartă-te normal! Ah, ce dubios! Cred că o să-mi trag geanta mai aproape! Știi ceva? Cred că ar trebui să-mi ascund și banii! Bancnotele o să stea frumos aici împăturite! Dar știi ce? Un scutec curat e totuși prea tentant! E timpul să scot ciocolata! O să o pun pe scutec și o să-l las să se topească! Oh, da! E topită! Acum o să mânjesc pe aici! Arată atât de scârbos! Nimeni nu o să se uite în interior! Sunt genială! Serios! Clar nu trebuie să-mi fac griji în privința banilor mei! Ah, se ridică și-și lasă geanta! Acum e șansa mea să fur o altă geantă cu bunătăți! Cât de proastă să fie! Efectiv să-și lase lucrurile aici! E perfect pentru mine totuși! Vai, nu se poate! Cât de scârbos! Poate merge să iau măcar geanta de sub scutec? Nu, nici gând! Scutecele murdare sunt prea scârboase! Se întoarce! Trebuie să o șterg de aici! A fost o plimbărică plăcută! Ah, uite! Scutecul meu murdar e încă aici! Mi-a păzit banii și geanta de hoțul ăla! Sigur o să mai folosesc trucul ăsta în viitor! E timpul pentru o gustare! Oh, Doamne! Nu pot să cred ce văd! O să vomit! Hoțul fuge? Cât de amuzant! Iu, e super cald azi afară, dar am ajuns aici! Uf, dar acum trebuie să mănânc ceva! Cine ar fi crezut că după o drumeție poate să ți se facă atât de foame? Eh, să vedem ce gustări mi-am luat la mine! Ghiozdanul ăsta e mult mai mare și mai adânc decât îmi aduceam eu aminte! Ah, așa, am găsit ceva! Și... sunt niște chiloți? Nu-mi trebuie ăștia! Ah, nu mi-amintesc să fi luat ursul ăsta! Ah, asta e gustarea pe care o căutam! O banană!
Dar, banana e o gustare plictisitoare. Nu se poate! Aia e Lizzie și are bezele rumenite. Ce zici, banana? Vrei și tu? Ok, ne trebuie ceva. Ah, conserva aia e bună. Trebuie să fie desfăcută așa, ca și cum ar fi decojită. Nu-i așa, banana? Apoi o să pun o bucată de folie de aluminiu peste conservă. Vreau să o înfășor peste franjurii conservei. Așa, am făcut un coșuleț din metal pentru cărbunii mei. E timpul să-i aprind și să aștept să se încălzească. Ok, banana, e timpul să strălucești. O să despic banana, uite așa. Acum vine partea cea mai bună. Umplerea bananei cu pepite de ciocolată și bezele. Și acum banana o să se coacă pe grătarul ăsta. Mai trebuie doar să aștept să se topească și să se gătească. Ok, cred că a trecut destul timp. Ia uite ce ciocolată cremoasă și bezele și banană! Un deliciu! Lexi! Hei, bună! Sunt eu, Lizzie! Ce ai acolo? Pentru că mi-am adus o lingură! Bine, poți să iei și tu din banana mea, bărcuță? Mersi! Ce apetisant arată! Și te pap! Wow! E super delicioasă! Ești atât de isteață! Mersi! Poftim, mai ia! E destulă! Ce modalitate grozavă de a-ți petrece după amiaza! Lexi! Ador să stau în piscină! Ar trebui să intri și tu! Sigur! Stai puțin să-mi termin gustarea! Poftim? Haide! Mai ai o grămadă de chipsuri! Vino aici! Trebuie să-mi termin chipsurile astea pentru că sunt grozave! Lexi! Haide! Intră în apă cu mine! Apa e bună! E timpul să notăm! Glumești? Haide, o să-ți ia toată ziua în ritmul ăsta. Ai dreptate, o să intru. Dar stai, chipsurile mele. Intră în piscină. Ok, ok, vin, nu pleca nicăieri. Trebuie să ajung la scară. Bun, am venit, sunt în piscină. Trebuie să-mi mănânc chipsurile acum. Intră în gura mea. Nu, am pierdut unul în apă. Lex, ești ridicolă! Uite, ai nevoie de ceva de genul ăsta! Vezi? Am un mic colac pentru băutura mea! Wow! E super tare și simpatic! Mi-a venit o idee! Bun, am un pahar de plastic! Și o să-mi pun farfuria pe deasupra! Acum pot să-mi torn sucul în pahar! Nu pot să mănânci chipsuri fără un pic de suc răcoritor! Așa, cred că ajunge deocamdată! E timpul să pun chipsurile! Și evident că am nevoie și de un pai! Îi dă un vibe tropical! Ta-da! E timpul să mă întorc în piscină cu gustările mele! M-am întors! Și uite, Lizzie, am o nouă metodă de a mânca gustările în piscină! Wow! Șmecher! Sunt super impresionată! Hai, frate, mi s-a terminat băutura! Ce trist! Cred că o să beau niște apă din piscină! E grozav să stai în piscină! Ador vara! Hei, Lizzie! Scuze că am întârziat nițel! M-am oprit la magazin pentru că m-am gândit că ne trebuie niște biscuiți! Și suc! Și o căciulă! Poftim? De ce? Stai așa! Mă sună cineva! Poftim! Ținem tu ăsta! Doamne, cât de greu e! Ce naiba are aici? Vai de mine! Și-a băgat un pepene întreg în ghiozdan! Oare ce plănuia să facă totuși cu pepenele ăsta? Ia să vedem ce mai e aici! Un cuțit normal. Sigur am nevoie de el ca să tai pepenele. E un cuțit de plastic totuși. Nu merge deloc. Haide, cuțitașule, hai că poți. Am încredere în tine. Abia dacă i-am zgâriat nițel coaja. O să încerc să folosesc foarfeca atunci. Pepene, o să vezi tu acum. Da, ok, merge bine. Gata. Stai, ce naiba? Doar am scrijelit o inimioară? Pepenele ăsta mă scoate din minți! Ai dat de belele acum, pepene! Poftim? Nici măcar nu s-a crăpat? Îți bați joc de mine! Cred că ăsta e un fel de super pepene! Nimic nu funcționează! Da, ok, da, vorbim mai târziu! Pa! Iu, scuze, apelul a durat mai mult decât credeam! Ok, dăm pepenele ăla! Ok! Mersi! Acum privește, o să tăiem pepenele ăsta cu o scobitoare! Uite! Bam! Scăbitoarea intră în coajă! Ești pregătită? Hai-ia! Wow! Cum ai făcut asta? E imposibil! E doar puterea mea uimitoare și acum pot să-l desfac! Poftim! Asta e jumătatea ta! Ura! Ador pepenele proaspăt! Abia aștept să-l mănânc! Pepenele ăsta e atât de bun! Dulce de tot! Nici nu mă mai chinui cu lingura! Mușc direct din el! Ce după amiază grozavă! Mersi, Lexi!
Și nu o să-ți vină să crezi ce mi-a zis apoi. Wow, locul ăsta e atât de frumos. Trebuie să facem picnicul aici. Avem pătura și băuturile. O să avem și gustarea dacă reușesc să deschid punga asta. Oh, nu! Ups! Oh, n-am vrut să se întâmple asta. Grozav! Floricelele sunt peste tot acum. Ce mă fac? Nu am un castron sau altceva în ce să le pun. Stai! Avem o rolă de șervete de hârtie. Cred că pot să încropesc ceva din ea. Ok, am un șervet din hârtie și acum o să despic materialul. O să fac ușurel, totuși. Trebuie să fac un mic buzunar. Perfect! Uite așa! Acum toate floricelele pot să intre acolo. Ta-da! Am făcut o mică punguță cu gustări doar dintr-un șervet de hârtie. Acum pot să-mi ronțăi în sfârșit gustarea sărată favorită. Wow, Lizzie! Trebuie să recunosc că sunt extrem de impresionată. Lexi, nu! Sucul tău! Huh? Oh! Fiu, a fost cât pe ce! Dar am reușit să prind. Să vedem, aș fi vrut să găsesc ceva ce poate fi folosit pe post de capac. Poftim, un șervet de hârtie ne sare iar în ajutor. Oi, steață treabă, cred că o să meargă. Mă asigur că stă fix și apoi îl trag în jos. Gata, uite așa, și acum hârtia funcționează pe post de capac. Ia uite, vezi, sucul nu se varsă. Frate, suntem tare azi cu șervetele de hârtie. Poftim, ia niște floricele ca să sărbătorim. Uf, ce însorit e azi! Poate prea însorit? Mă încing stând aici! Evantaiul ăsta abia se simte în căldura asta infernală! Uf, nu merge! De ce ești un soare torid azi? Uf, clar nu trebuia să mă uit fix la el! Hei, ce mai... Oh, sigur, poți să iei apa! Wow, ia-o și tu mai ușor! Bei prea repede apa aia! Dă-mi aia! Sigur o să mă răcorească! Înghețata e cea mai bună într-o zi toridă! Wow! Vezi ce văd și eu? E plăcerea mea! Bună! Oh? Ah, bună! Oh? Eu? Nu, mersi! Stai! Pleacă! Unde se duce? Și de ce? Oh, nu! Înghețata asta la cornet mi s-a topit pe toată mâna! Ah, nasol! Mâna ei murdară l-a gonit pe tipul ăla. Eh, chiar dacă mi-a furat-o, poate reușesc să o ajut. Sigur pot să rezolv problema. Trebuie doar să folosesc sticla asta de plastic. O să înclin așa. Gata, am rezolvat problema cu înghețata care se topește. Poftim, acum înghețata stă în recipientul ăsta. Oh, a revenit înghețata, mersi mult. Oh, se întoarce tipul. Ah, nu mai are înghețată pe toată mâna. Vai de mine, vine încoace. Hei, ce mai faci? Vrei să ne plimbăm împreună? Ah, sunt o prietenă atât de bună! O să ai o zi grozavă! Asigură-te că le trimiți acest clip prietenilor tăi și nu uita să te abonezi pentru a fi mereu la curent cu distracția! Trimite acest clip prietenilor tăi și nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe sfaturi și trucuri minunate! Sunteți gata să o faceți? Fetelor, porniți-vă motoarele! 3, 2, așteptați! 1, start! Vrum, vrum! Stă de bunie! Oh, nu! A făcut accident! E intensă treaba! Nu pot să-mi iau ochii! E o cursă până la linia de sosire! Ai câștigat! Ești cea mai tare! Putem să ne întrecem și noi? Ce? Nu! Tu ai mașină măcar? Nu! Asta ar putea fi o problemă atunci! Niciodată nu ne distrăm! Și acum am rămas fără gustări! Dar asta îmi dă o idee! Ar trebui să mă apuc de treabă! Voi tăia cutia! Acum o voi împături! Voi face o gaură mare în mijloc și găuri mai mici în lateral! Acum trebuie să o pictez. O să folosesc acest roz strălucitor. Va arăta foarte bine. Voi aplica rozul pe cutie. Vreau un strat uniform. Exact ce-mi doream. Acum o las să se usuce. Mai sunt multe de făcut. Voi tăia semicercuri dintr-o bucată de carton. Am împăturit marginile. Acestea vor fi roțile mele. O să le potrivesc în găurile de pe laterale. Apoi voi termina de decorat mașina. Aceasta va fi capota. Vom avea nevoie de lumini. Va trebui să vedem unde mergem.
Am vopsit bețișoare de înghețată cu roz. Se pot pune pe capotă. Am făcut scaune dintr-o bucată de burete. Și acesta va fi parbrizul. Să mergem! Avem o cursă de câștigat! Ce e asta? E mașina păpușii mele. Ah, sigur, dacă spui tu, nici nu va fi o întrecere. Mașina mea este turbo. Eh, eu am un băț. Hai, hai, hai! Wow, uite cât de repede merge mașina. Wow, ce nebunie! Mă atinge! Stai! Ce-i asta? Ai văzut bine, pisicuță? Ai făcut o treabă excelentă? Wow, o păpușă din gunoi! E ceva de vis! Tu stai pe lângă gunoaie? Uite ce-am găsit! Pe aia o numești păpușă? Asta e o păpușă! Wow, arată ca o prințesă! Dar păpușa mea are o casă! Bate asta? Oh, draga de tine! Trebuie să vezi asta! Are cele mai noi gadgeturi! Păpușa mea adoră să locuiască aici! E mai mișto decât casa ta de carton! Așa, deci, să te văd! Oh, chiar acum! Să facem! Bine ai venit acasă! E cam mic spațiul! E minunat să fii bogată! Putem cumpăra cele mai bune lucruri! Oh, e atât de nedrept! Adică, uită-te la hainele tale! Sunt murdare și rupte! Aș vrea să-ți pot cumpăra o rochie drăguță! Rochia asta e minunată! O meriți! Acum doar să dăm mare! Știu ce să fac! Pot să folosesc pulăvărul! Ce faci? O să ne prefacem că n-am văzut asta! Am o idee grozavă! Îmi voi pune păpușa în interiorul mânecii! Nu e chiar ce mi-am imaginat! Poate dacă o fășur în jurul tău? Nu, arată și mai rău! Nu merge! Ce? Stai puțin! Ce-i aia? Poate pot folosi această pungă de plastic! Da, e bună! E timpul pentru o schimbare de look! Voi tăia punga în formă de rochie! Apoi o voi pune peste păpușa mea! O voi lega în jurul mijlocului! Wow, arată uimitor! Ar trebui să fii pe podium! Ești fermecătoare! Ava, fii atentă! Ce? Îți faci joc de mine? Nu se poate întâmpla așa ceva! Este o urgență! Exact la timp! E fix ce vreau! E făcută din aur adevărat! Wow, chiar ți se potrivește! Arăt ca un star de cinema! O ador! Ia uite! Cred că o să fii invidioasă! Wow, e superbă! Ar trebui să dăm o petrecere! Ce? Nu! Noi petrecem cu elita! Mă rog! E atât de greu! Decizii! Ce pantofi ar trebui să porți? Trebuie să se asorteze cu pantofii mei! De aia? Nu! Avem nevoie de pantofi pentru tine! Îți placă șosetele mele? Ignoră gaura uriașă! E cam jenantă faza! Sper că n-a văzut nimeni asta! O voi ascunde repede! Mult mai bine! Dar tu trebuie să-ți găsim niște pantofi! O să mă uit în acest sertar! Poate găsim ceva util! Păianjeni! M-au prins! Trebuie să fac curat mai des! Acum e momentul ideal! Stai o secundă! Știu! Am desenat un oval pe acest burete! Acum îl voi tăia! Voi face la fel cu bureți de culori diferite! O să fie super colorați! Acum îi voi așeza unul peste celălalt! Exact așa! Voi lipi o altă bucată de spumă în jurul lor! Ok, probează-i! Wow! Se potrivesc perfect! Testează-i! Scumpo, arăți bestial! Sunt eleganți și practici! Vreau și eu o pereche! Hei, Ava, uită-te la pantofii ăștia! Nu mă pot decide! Ce? Oh, wow! Sunt mult mai tari decât vechiturile astea! Nu e corect! Mamă? Ce e? Ia uite, Miliei! Te rog! Da, sigur! Wow, nu-mi vine să cred! Asta-i pentru tine! Wow, mersi, mamă! Oh, ce-i ăsta? Un glob cu zăpadă? Ce să fac cu ăsta? Poftim? Nu-ți place? Îl voiam pe ăsta! De ce mi-ar face mama așa ceva? Nu mă dau bătută! Trebuie doar să fiu puțin mai convingătoare! Totul ține de perseverență! Trebuie să mănânc mai multe fibre! Te pot ajuta cu ceva? O să ai nevoie de asta! Și eu am nevoie de ăsta! Glumești? Bine, aș face orice pentru o viață liniștită! Wow, magazinul ăsta de jucărie grozav!
Oh, trebuie să mă comport cu profesionalism. Căutăm acest dozator. Fiica mea vorbește non-stop despre el. Spune-mi că l-ai, te rog. Desigur, e chiar acolo. Serios? Wow, și el are reducere? Azi e ziua mea norocoasă. Stai! Nu se poate! Ce s-a întâmplat? Jucăria? Se pare că s-a epuizat stocul. Dacă nu ești pe fază, pierzi. Mai mult noroc data viitoare. Nu, nu înțelegi. Am nevoie de dozator. Trebuie să găsesc o soluție. Poate merge să folosesc cartonul ăla. Cred că știu ce să fac. O să asamblez niște bucăți de carton așa. Vreau să construiesc o cutie. Bomboana o să iasă prin gaura asta. Acum o să pun niște dibluri din lemn pe laterale. Tai și lipesc straturi de carton. O să bag un diblu din lemn prin partea de sus. Apoi o să pun elastice din cauciuc pe fiecare parte a diblului. Apoi pot să bag piesa în cutie. O să stea pe zona cu gaura. O să trag elasticele din cauciuc peste diblurile verticale și pe partea cealaltă. E timpul să pun bomboana! Când împing cartonul, bomboana cade prin gaură. Apoi trebuie să mă ocup de secțiunea de deasupra. Trebuie să stea în unghi. Acum pot să fixez panoul frontal. O să așez cubul ăsta din sticlă deasupra cutiei. Apoi pun un capac. Îl umplu cu bomboane. Astea sunt preferatele lui Sunny. O să-i fac și o față. Vreau să fie haios. Merge! Ce zici, Sunny? Wow! E un dozator de bomboane și gume! Apasă-i nasul și vezi ce se întâmplă! Oh, place! Mai vreau! Lasă-mi și mie câteva! Nu promi nimic! Mamă? Ce mai acum? Ia uite! Îl vreau! Dar de ce mă mai chinui? Ai întârziat cu plata! Stai puțin, s-ar putea să am niște bani! Accepti și ață? Scuze, doar atât am! Nu, până aici! Trebuie să pleci! Dacă accept ață... Este extrem de jignitor! Trebuie să-ți găsești un alt loc unde să locuiești! N-ar trebui să fie prea greu de vândut! Îmi iubesc jobul! Sunt o persoană sociabilă, știi? Nu mi-amintesc de aceste decorațiuni! Ce s-a întâmplat aici? Casa-i de vânzare? Cum? Suntem evacuate? Ce se petrece aici? Nu se va întâmpla asta! Oh, avem atât de multe vechituri! Ok, ce urmează? Mamă! Ce-i ăsta? Ai văzut afișul, nu? Trebuie să ne mutăm? E groaznic! Stai puțin, cred că știu ce să fac! Ne trebuie cutiile astea! O să pun una aici! Îmi trebuie și pistolul meu de lipit! O să acoper partea de sus a cutiei cu lipici. Apoi o să lipesc o a doua cutie pe ea. Acum pot să așez construcția pe o parte. O să pun mai multe cutii deasupra. Acum îmi trebuie tubul ăsta din carton. O să pun lipici pe marginea cutiei. Cred că ajunge. O să lipesc tubul pe cutii. Lipsește ceva. Știu! Ăsta o să fie acoperișul. Se potrivește perfect! Acum trebuie să-l decorez. Micile detalii fac diferența. Acum o să pun țiglă pe acoperiș. Am făcut lămâia asta din carton. Și o să adaug aceste mici pompoane. Arată haios așa. Vreau să fie colorat. Asta e cireașa de pe tort. Propriul meu stand de limonadă. Aproape că uitasem. Am nevoie de limonadă. Cred că e totul gata. Îmi place cum a ieșit. E timpul să tai panglica. Se pare că am deschis. Mai trebuie niște clienți. Iu, ce cald e! Bună, poți să-mi dai un pahar? E fix ce-mi trebuia! Mă bucur că ne-am întâlnit! Wow! Ador limonada! Vino! Vrem două, te rog! Haide, ia banii! Dați-vă de aici! Dăm! Okay. Yay! Wow, sunt bogată! Mamă, ia uite, sunt o antreprenoare! Șefuirea unei bănci nu este un model bun de afaceri! Vino, să-ți arăt! Am deschis un stand de limonadă! Wow! Sunt foarte mândră de tine! Ești incredibilă! Stai! Ai niște clienți! E destulă pentru toată lumea! O să fie o zi plină! Cine urmează? Ok, Alef! Cine crede că poate să rezolve aceste exerciții? Eu! Poate... Sunny? Da! Speram să mă alegeți pe mine!
Oh, ce sus sunt! Poftim, Creta! Poți începe! Nu o să vă dezamăgesc! Mă bucur să aud asta! Merge bine! Bravo! Am terminat! Ce sunt alea? Doamna profesoară? E o glumă? Adică, sigur e? Nu există o altă explicație? Deci, cum am descurcat? Stai să mă uit! Adică, e interesant! Nu știu ce să zic despre ăsta! Credeam că răspunsul e 4! Și ăsta? Ce e cu el? E numărul 5! Da, nu sunt sigură de treaba asta! Cum pot să rezolv problema? Știu! Mai întâi am nevoie de o bucată lungă de carton, apoi o să desenez numere pe ea. Uite așa! Acum o să le decupez! O să decorez cu mărgeluțele astea. O să fie colorate. E fix ce-mi trebuia. E un fel de șablon pentru numere. Wow, super! Ce idee grozavă! Poftim! Încearcă! O să pun cartonul pe tablă. Și apoi o să folosesc șabloanele ca să desenez numerele. E mult mai simplu așa. Aș fi vrut să am chestia asta mai devreme. Știam eu că o să meargă. Am terminat! Bravo, Sunny! Meriți un 10 cu felicitări! Sunt mândră de tine! Wow! Serios? Wow! Aha, da, am înțeles! Da? Am și un apel! Da, cred că am timp astăzi! Huh? Da, am timp! Cred că... nu contează! Vreau și eu un ceas de fată mare! Așa că o să fac unul! Acum cu mâinile! Te sun eu înapoi. Vrei un ceas, ha? Dragă, vino aici. Hai să-ți facem propriul tău ceas. Mai întâi fața ceasului, apoi urmează cadranul. Întoarce-l și așează piesa din spate. Perfect! Acum urmează partea distractivă. Hello, Kitty! De ce nu stai aici o vreme? Lipim această piesă pe spate și adăugăm puțină culoare. Nu poți da greș cu rozul, nu? Acum le fixăm împreună. Și introducem ceasul preferat. Priviți cum ne-a ieșit! Ava, ia uite-te aici! Wow! Pune-mi-l! Chiar e pentru mine? Mă întreb cât e ceasul? Yay! Bine, înapoi la muncă! Da, și eu! Da, mă ocup de asta! Începe să arate bine! Dar adău! Ava, vrei să vezi un truc magic? Bine! E ceva în spatele urechii tale! Ce? Sunt bogată! Mai e ceva acolo? Să vedem! Wow, îmi place jocul ăsta! Oh, uite încă una! Ce distractiv! Nu poți uita de asta și de asta! Și aici? Sigur că da! Uite-te la toate monedele astea! Wow! Sunt ale tale toate! Minunat! Trebuie să le țin în siguranță! Wow! Ce săculeț mic! Nu cred că vor încăpea toate! Intră acolo! Haideți! Mama, uite! E imposibil! Imposibil nu face parte din vocabularul meu! Privește! În primul rând acoperiți cartonul. Acum adăugați bolțuri scurte de lemn și puneți un arc peste ele. Acum puneți această piesă aici și clisați-o prin această bucată de carton. Acum lipim această piesă de lemn. Înăuntru intră monedele. E timpul să închidem cutia. Uite așa! Și pentru a face exteriorul mai distractiv, transformați-l într-o față drăguță. Cineva vrea să mănânce monede? Poftim! În el intră toate monedele tale. Dar cum? O să-ți arăt eu. Ești gata? Acum pune-o pe limbă. Împinge! Bine, acum încearcă tu. Cool! Bine! Poftim! Poftă bună! O ia! Wow! Ce grozav! E posibil să dureze ceva timp? Woohoo! Ce zici? Încă e foame! Mi-e greu să ai copii! Știm!
Dar suntem aici pentru a te ajuta. Îți arătăm câteva trucuri uimitoare pentru a-ți face viața mai ușoară. Nu trebuie să ne mulțumești. Cu asta ne ocupăm. Îmi place nuanța asta de fard de obraz. Ah, mă sună cineva. Trebuie să răspund. Alo? Ah, bună! Serios? Nu pot să cred. Pac, pac, pac. Ah, mama vorbește la telefon. Vreau și eu să fac asta. Ha, serios? Trebuia să fi văzut. Ok, ne auzi mai târziu. Pa, pa. Mă simt o mare, dar am nevoie de un telefon adevărat. N-ar trebui, dar nu pot rezista. Crima perfectă. Ah, fetița mea frumoasă. M-a prins. Retrage-te, retrage-te. Dar nu renunț. Încetişor. Ah, ai nevoie de puțină pudră, Annie. Te gâdi? Drăguț, mama. Bun, mai încerc o dată. Ah, vrei să mă îmbrățișezi? Ce drăguț! Aveam nevoie de asta. Da, exact asta făgeam. Devine ridicol. Mami, trebuie să se pregătească. N-am cum să ajung la telefonul ăla. Arăți bine, trebuie să-mi iau mănușile. Aha, nu e deloc atentă la mine. Trebuie să mă mișc rapid. Trebuie neapărat să luăm prânzul împreună. Uite-le, ce moi sunt. Sună bine. Ups. Annie? Nu! O să te prind! Wow! Cum ai făcut asta? Sunt atât de dezamăgită de tine, Annie! Îmi pare rău, mama! Nu te poți juca cu telefonul meu! Stai puțin! S-ar putea să existe o soluție! Am o idee genială! Cutia asta e fix ce-mi trebuie! Să trecem la treabă! O să încep cu un pătrățel de carton! O să desenez rapid ceva! Conturul unui telefon! Mă simt ca un artist! Acum voi adăuga câteva detalii. Astea vor fi tastele. Până acum arată bine. Apoi o să desenez ecranul. Acum voi face același lucru aici. Asta va fi cealaltă parte a telefonului. Mă bucur că nu-mi tremură mâna. Acum trebuie să le decupez. Ce ușor a fost! O să întorc invers piesele astea două. Acum o să am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să adaug lipici pe margine. N-am nevoie de foarte mult. Apoi folosesc o bucată de carton ondulat. O să pun peste lipici. Asta va fi partea laterală a telefonului. O să înfășor de jur împrejur, fix așa. Deasupra pot lipi cealaltă bucată de carton. O să fac același lucru și cu celelalte elemente. Începe să prindă contur. Trebuie să le unesc. Am o balamă mică, din metal. E perfectă! O să o lipesc în interiorul cartonului. Îl ajută să se desfacă. Ca un telefon adevărat! Acum trebuie să-l colorez. Folosesc un pix corector pentru asta. Apoi colorez marginea cu un marker roz. Îl întorc și fac același lucru pe partea cealaltă. Dar nu e gata. O să lipesc deasupra un pisoiaș drăguț. Am tăiat o gaură în zona ecranului. O să bag o imagine înăuntru. Cred că am terminat. Abia aștept să-i arăt lui Annie. Uite ce am aici. Hai să mai încercăm o dată. Alo? Vrei să vorbești cu Annie? Wow! Nu-mi vine să cred! E pentru tine! Glumești! Wow! E genial! Am de dat un telefon important! Ar fi bine să răspundă! Bună, Annie! Nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut! O să râzi garantat! Povestește-mi tot! Credeam că sirenele sunt mai distractive! Mama! Nu sună bine! Mami vine imediat! Chloe, ce s-a întâmplat? Spune-i lui mami! Jucăriile astea sunt plictisitoare! Ah, stai puțin! Ce e asta? Încearcă-o! Oh, pare distractivă! Vino încoace, rățâșcă! Ce de culori! M-aș putea obișnui cu asta! Sper să o țină ocupată! Iar rața se pune deasupra! Asta-i tot? Mama! Glumești? Vreau să-mi citesc cartea! Ce mai e? Am terminat puzzle-ul! Wow, ești genială! O să aduc altceva! Poftim! Distracție plăcută și nu te grăbi! Oh, așa mai vii de acasă! Trebuie să potrivesc pozele! Cât de greu poate fi? Ah, nu e greu deloc! Ah, plictisitor! Mama! Ior? Ah, hei, Pikachu! Ce mai faci? Ce e? Uite, am terminat! Trebuie să găsesc ceva cu care să te poți juca! Ia să vedem! Hai, gândește-te la ceva! Nu, n-am nicio idee! Ce mă fac?
Stai așa. Oare? Da, cred că știu. Asta va rezolva totul. Așteaptă puțin, scumpa mea. Am nevoie de o bucată de carton și o foarfecă. O să-i tai colțurile. Vreau să fie rotunjite. Perfect! Acum o să-mi folosesc creativitatea. O să am nevoie de un marker. O să desenez un pătrățel pe carton. Apoi o să-l împart în secțiuni. Fac o grilă. O să numerotez fiecare pătrat. Acum trebuie să decupez grila. Deocamdată o să o las deoparte. Am o foaie de hârtie roz. O să o folosesc ca să acopăr pătratul. Ce colorat e! O să-l întorc invers. O să-i pun lipici pe spate. Vreau să fie foarte lipicios. Ăsta va fi cadrul. Acum am nevoie de o foaie albă de hârtie. O să desenez inimioare pe ea. Apoi îl voi schița pe Pikachu. Nu vreau să fac nicio greșeală. Vreau să-i mențină interesul lui Chloe. Nu-i ușor deloc. O să-l colorez rapid. Să nu uit de Pikachu. Vreau și eu obraji așa îmbujorați. E o operă de artă. Acum am iar nevoie de grilă. O să întorc invers. O să pun lipici pe ea. Apoi o să-mi lipesc desenul deasupra. Nu vreau să fie încrățit. Acum poate fi tăiat în bucăți și poate fi băgat în cadru. O să aranjez piesele așa. Va fi un puzzle genial. Bun, cred că e gata. Sigur o să-i placă lui Chloe. Ah, era să uit. Trebuie să mut piesele. Chloe, uite ce ți-am făcut. Ai văzut Pikachu? E super. Iu, cred că e ce trebuie. Urează-mi noroc. Pare complicat. O să glisez bucățica asta aici și apoi o să mut pe asta. Trebuie să mă concentrez. Și eu trebuie să mă relaxez. Stai, vreau să verific ceva. Ah, așa mai vii de acasă. Asta e ultima piesă. Mama! Ah, serios? Ce e? Uite! Ah, l-ai terminat deja. Sunt mândră de tine. Vreau să mai încerc o dată. A fost distractiv. Grăbește-te, mama! Mașina a terminat deja? Super! Oh, nu! Stai! Ăia sunt pantalonii mei? Și bluza ta! Dragă, mă tem că am vești proaste! S-au micșorat? Mă simt groaznic! Se mai întâmplă accidente? Crezi că o pot purta drept rochie? Nu merge! Sau poate că da! Ai o cutie veche prin preajmă? Cu tăieturile potrivite se poate schimba situația! S-ai un zbor plăcut, scumpo? Bună, mamă! Stai, Luna! Nu! Aterizare de urgență! Ți-am cumpărat un rucsac nou! Cool! Îmi place! Și este roz! Ești cea mai tare! Yay! Wow! Vom fi cei mai buni prieteni! Ce ceai bun, nu? Am și fursecuri! Vrei o gură? Delicios! Deci, cum spuneam... Oh, vrei să facem schimb? Minunat! A fost odată ca niciodată! Woohoo! Oh, nu! Rucsacule, unde ești? Ce-am făcut? Zi, idiotă, cuvânt! Grr! Cel mai bun prieten al meu! Mamă! Aha! Grăbește-te, Annie! Aha! Mama o să fie tare supărată pe mine! Pot să iau cutia asta? Este un fel de rucsac! Marcare! Wow! Ok, sunt gata! Te sun eu înapoi, Annie! De ce nu-ți folosești rucsacul? A dispărut, bine! L-a luat cântul! E numai vina mea! Oh, dragă! Stai! Insigna ta! Am o idee genială! Mă întorc imediat! Uite, forma unui cap de pisică! Mult mai bine, culorile îi vor da viață! Așa nimeni nu va ști că este din carton! Gata! După ce s-a uscat, fă-i câteva trăsături! Ce drăguță e! Nu uita de mustăți și de o fundă! Acum partea din spate! Aplică lipici cald pe toată marginea!
apoi pune o bandă de carton. Apoi partea de sus. Oh, Annie, uite ce ți-am făcut! Poșeta e pentru mine? E atât de drăguță! Îmi pot pune în ea multe lucruri și toate pixurile mele! Ura! E timpul să mergi la școală! Aha, da, am înțeles. Da? Am și un apel. Da, cred că am timp astăzi. Ha? Da, am timp. Cred că... nu contează. Vreau și eu un ceas de fată mare. Așa că o să fac unul. Acum cu mâinile. Te sun eu înapoi. Vrei un ceas, ha? Dragă, vino aici. Hai să-ți facem propriul tău ceas. Mai întâi fața ceasului. Apoi urmează cadranul. Întoarce-l și așează piesa din spate. Perfect! Acum urmează partea distractivă. Hello, Kitty! De ce nu stai aici o vreme? Lipim această piesă pe spate. Și adăugăm puțină culoare. Nu poți da greș cu rozul, nu? Acum le fixăm împreună. Și introducem ceasul preferat. Priviți cum ne-a ieșit! Ava, ia uite-te aici! Wow! Bună, Emil! Chiar e pentru mine? Mă întreb cât e ceasul? Yay! Bine, înapoi la muncă! Da, și eu! Da, mă ocup de asta! Începe să arate bine! Dar al tău! Ava, vrei să vezi un truc magic? Bine! E ceva în spatele urechii tale. Ce? Sunt bogată! Mai e ceva acolo? Să vedem! Wow! Îmi place jocul ăsta! Oh, uite încă una! Ce distractiv! Nu poți uita de asta și de asta! Și aici? Sigur că da! Uită-te la toate monedele astea! Wow! Sunt ale tale toate! Minunat! Trebuie să le țin în siguranță! Wow! Ce săculeț mic! Nu cred că vor încăpea toate! Intră acolo! Haideți! Mama, uite! E imposibil! Imposibil nu face parte din vocabularul meu! Privește! În primul rând acoperiți cartonul. Acum adăugați bolțuri scurte de lemn și puneți un arc peste ele. Acum puneți această piesă aici și clisați-o prin această bucată de carton. Acum lipim această piesă de lemn. Înăuntru intră monedele. E timpul să închidem cutia. Uite așa! Și pentru a face exteriorul mai distractiv, transformați-l într-o față drăguță. Cine va vrea să mănânce monede? Poftim! În el intră toate monedele tale. Dar cum? O să-ți arăt eu. Ești gata? Acum pune-o pe limbă. Împinge! Bine, acum încearcă tu. Cool! Bine! Poftim! Poftă bună! O ia! Wow! Ce grozav! E posibil să dureze ceva timp? Woohoo! Ce zici? Încă e foame! V-am adus această căsuță pentru păpuși. Dacă observați, îi lipsește canapeaua. Trebuie să faceți voi una. Ha? Să facem noi una? Oare cum pot proceda? Stai puțin, am o idee. Ok. Uite o canapea. O să o măsor. Unde a dispărut? Ce ciudat! Eu o să fac canapeaua din hârtie de origami. O să împăturesc lipind colțurile. Apoi o să o deschid și o să procedez la fel cu colțurile opuse. Apoi o să pliez un colț până la linia de mijloc. Pe urmă desfac hârtia și repet mișcarea. Pliez latura asta până la mijloc. O să apăs bine pe marginea hârtiei. Acum repet aceiași pași pe partea opusă. Până acum e bine. Am terminat și a doua latură. Acum trec la următorii pași. Mai pliez odată hârtia spre mijloc. Fac la fel și pe partea opusă. Devine mai greu de împăturit. Ok, acum o să o desfac puțin. Dar trebuie să pliez celelalte colțuri spre centru. Apoi să le desfac și să le pliez iar, spre linia centrală. Acum o împăturesc iar. Să nu uit, trebuie să repet aceleași mișcări și pe partea opusă. Începe să semene a canapea.
Așa, o desfac și o pliez iar. Trebuie să obțin un dreptunghi. Și acum pot plia capetele în așa fel încât să obțin o cutiuță. Trebuie să fac la fel și la capătul opus. Super! O să mai fac una identică. Apoi o să le suprapun. Așa, am terminat etapa asta. Acum o să folosesc bucățica asta de hârtie. O pliez în două fără a apăsa pe ea. Și apoi o bag în marginile cutiuței. Mai fac încă una pentru a obține brațele canapelei. Știi ce? Are nevoie și de niște perne. Voilà! Ce drăguță e! E gata canapeaua, vrăjitorule! Te-ai descurcat? Excelent! Trebuie să mă asigur că măsor toate laturile. Ah, ok, acum trebuie să fac niște calcule. Mă mir că nu s-a întors încă. Ha, a dormit. Păi, sunt chiar mulțumită de ce am făcut. O să o pun fix aici, în căsuța pentru păpuși. Următoarea provocare! Vreau să faceți asta! Ok, cred că mă descurc. O să încep cu hârtie asta. Ha, oare care e cel mai bun mod de a face o bărcuță din hârtie? Of, mi-aș dori să fiu pe o barcă adevărată. Să navighez pe valurile albastre cu vântul în plete. Ah, ce frumos și relaxant! I-aș putea petrece toată vara pe o barcă. Ha, se pare că iarăși imaginează ceva. Ah, o să rămân în urmă. Ia să-i atrag atenția. Ha? Ce? Avem de făcut bărcuțe din hârtie de origami. Ah, da, ok, o să trec la treabă. O să încep prin a împături hârtia în două pe lățime. Ok, e perfect, am început bine. Acum o să întorc invers și o să împăturesc și pe latura cealaltă. Trebuie să mă asigur că apăs bine pe hârtie. Ok, acum o să deschid la loc și o să împăturesc colțul. Parcă aș face un avion de hârtie. Dar nu poate fi un avion, evident, trebuie să obțin bărcuță. O să împăturesc latura de jos, acum prinde formă. Dacă nu de bărcuță, măcar de pălărie de capitan. Ok, pasul următor e puțin mai greu. Trebuie să o deschid și să o pliez iar. Și să bag capătul ăsta sub celălalt, pentru a fi totul plat. Acum pliez iar colțurile spre vârf. Uite, am făcut un triunghi interesant. Acum trebuie să o întorc așa și ultimul pas. Oh, uite, am desfăcut-o și acum seamănă cu o bărcuță. A ieșit extraordinar, îmi place mult. Acum avem două bărcuțe, suntem cele mai tari. Felicitări amândurora. Ați trecut cu brio. Hei, stai puțin, vino cu mine, hai să le testăm. Hei, unde ați plecat? Gata, am umplut cada, ești gata să mergem cu barca? A, uite, plutesc. Ce simpatice sunt! Au început să se moaie! Doar sunt făcute din hârtie! Trebuie să-mi fac manicura. Sunteți gata? Ok, asta e următoarea provocare. Unghii! Am înțeles! Ia să-mi scot trusa de manicură. Ia să vedem cu ce să încep. Cu astea albastre, cred. Se asortează cu ce am pe mine. Așa, ia să încep să le lipesc. Da, uite ce unghi am! Gata provocarea! Poftim? Nu la asta mă refeream. Wow, ce unghi ridicole ai! Eu o să folosesc iar hârtie de origami. O să iau colțul ăsta și o să-l împăturesc la nivel cu marginea opusă. La fel și cu celălalt colț, pentru a obține un triunghi în vârf. Acum împăturesc și colțul ăsta și obțin alt triunghi. La final, împăturesc ultimul colț rămas. Ok, acum pliez partea asta până suprapun vârfurile. Și încă o dată. Și am obținut un triunghi. Bun, ok. Acum deschid triunghiul și pliez una dintre laturi astfel încât colțul să fie orientat în jos. Acum rotesc hârtia și împăturesc și ultima bucată. Proiectul ăsta implică multe pliere ale hârtiei. Dar chiar dacă hârtia s-a îngroșat, vreau să apăs bine pe toate zonele pliate. Acum urmează partea dificilă. Trebuie să desfac hârtia așa și să bag colțul în gaură. Și gata! Uite, îmi pot băga degetul înăuntru! Voila! Ia uite ce unghi am! Ce dubios arată! Bravo! Unghiile mele de ce nu sunt ce trebuie? Ah, ce față ai făcut! Of, ce rea ești! Care crezi că va fi următoarea provocare? Un cocor! Asta trebuie să faceți de data asta! Oare cum pot obține un cocor? Da, nu sunt sigură de unde să încep. Ah, știu ce pot face! Am căștile la mine
O să mi le bag în urechi? E perfect! O să ascult un playlist. Da, îmi place! E clar genul meu de muzică! Să trecem la împăturit. Pliez pe diagonală pentru a suprapune două colțuri. Apoi repet procesul în colțurile opuse. Pe urmă, o îndoi pe jumătate. Apăs bine pe margine și apoi deschid iar. Repet pașii și pentru partea opusă. Ok, trebuie să o desfac iar și să fac ceva mai dificil. O să folosesc urmele existente pentru a obține un triunghi. Acum o să pliez marginea asta mică spre noul mijloc. Bun, repet în partea opusă. Pliez în jos colțul ăsta mic și apoi îl desfac la loc. Întorc hârtia pe dos și repet mișcările. Ok, o întorc pe față și o desfac puțin. Fac o nouă pliere grea aici, iar acum seamănă cu un diamant. Ok, mai pliez marginile, sunt cam micuțe laturile astea, dar le împăturesc în continuare. Ce urmează? Întorc hârtia pe dos și repet mișcările, evident. Îmi place pasul următor, e distractiv. Partea asta scuțită trebuie împăturită în sus și vârful se pliază în jos, începe să arate a cocor. Folosesc o foarfecă, trebuie să tai hârtia până sus, pe mijloc. Acum pliez în jos aripa asta și pe cealaltă. Și apoi împăturesc așa bucățile astea de hârtie. Una, două, trei plieri. Da, uite, am obținut un cocor origami. Ce drăguț e! Uite, poate face dansul cocorului. Ok. Iar e concentrată la alei. Hei, ce faci? Ascult un playlist la o cască. Wow, m-am prins. Ce playlist reușit. Ia să împăturesc și o hârtie asta. Dansează cocorule! Da, cocorul meu e gata și e gata de dans! Ia uite-i, dansează de mama focului! Ce fac acolo? De unde se aude muzica aia? Și mie îmi vine să dansez! M-am cam plictisit! S-a întors vrăjitorul! Hai să vedem ce ne-a pregătit! Următoarea provocare e o floare! La treabă! Ok, cred că știu cum să o fac! Hei, da, sper să mă puteți ajuta! Mersi! Poftim! Vă rog, semnați aici! Super! Ăștia-s trandafirii dumneavoastră! Zi frumoasă! Vrăjitorule, sunt gata trandafirii! Poftim! Nu la asta m-am referit! Serios? Ok, bine, o să încerc altceva! Bun, o să fac așa! Și încă puțin aici! Și acum farfeca! Ok, cred că aia e! Sunt gata! Voila! Ce-i ăla? Se pare că iar ai picat o provocare! Ia să încerc și eu ceva cu farfeca mea! Ia o bucată de hârtie. Ok, o să trasez o linie folosind o riglă și un creion. Ok, acum sunt gata să tai hârtia. O să tai segmentele paralele până la linia marcată, de la un capăt la altul. Acum o să desfac hârtia. Ce interesant arată! Apoi o să pun niște lipici pe partea de jos. O să împăturesc hârtia și o să prind laturile cu lipici. Am nevoie de un pai verde și de niște lipici. O să un capătul ăsta cu lipici. Așa, o să lipesc paiul de capătul hârtiei și o să rulez paiul învelindu-l în hârtie. Așa, așa, așa. Acum o să repet procesul cu altă coală de hârtie. Arată super! Da, e gata floarea! Interesantă metodă! Bravo! Ce? Cam are dreptate! Arată chiar interesant! Ce tristă e! Hei, uite, ți-am făcut și ție una! O floare mov! Mulțumesc mult! Ești o prietenă atât de bună! Sunt prietene din nou, în sfârșit! Înapoi! Pocnește-l! Se uită fix la mine! Lovește-l mai tare! Fac tot ce pot! Există o singură soluție. Ești pe cont propriu. Ce? Vino înapoi. Nu, n-am treabă cu păianjenii. Taxi! Sper să nu mă urmărească.
Așa mai merge. Soare, nisip, mare și fără păianjeni. Bună încercare, dar trebuie să rezolvăm problema. Chiar trebuie. Stai o secundă. Pot folosi paharul ăsta. Îl voi transforma într-o capcană de păianjeni. Da, merge. Ia uite, ești al meu, păianjenule. L-am prins. Este imens. Ok, e timpul să pleci. Nu poți rămâne aici. E timpul să luminăm locul ăsta. Așa e mai bine. Să ne jucăm. Vrum, vrum. Bună, Barbie. Bună, Ken. Vrei să ieșim împreună? Da, normal. Vai, o să se sărute. Ce romantic. Salvați-vă! Este un monstru. Un monstru? Unde? Rar, poc, lovesc tot. Nu mă puteți opri. Să ne salveze cineva. Păpușile Ken și copiii mai întâi. Sunt atât de furios. Ești al meu. Nu, nu pe el, ia-l pe cel blond. Poc, poc. Ce se întâmplă aici? Păpuși pricăjite, o să vă distrug orașul. Ia, sunt epuizată. Să fii tipul cel rău e o muncă grea. Dar cineva trebuie să o facă. E timpul pentru o pauză. Asta crede ea. Nu așa de repede, domnișoară. N-ai uitat nimic? Trebuie să faci ordine aici. Întotdeauna faci atâta mizerie. Uită-te și tu. Bine, dar nu-mi convine deloc. Fii atât de nedrept. Ce-i asta? Probabil că nu e importantă. Ce? Ai aruncat în mine cu asta? Gata, asta e ultima mașină. Cred că am terminat. Ce? Îți bați joc de mine? Încă e dezastru. Fă curat chiar acum. Speram că nu vei observa. Uneori ești rea, mamă. Sunt super multe hârtiuțe. Nu pot să le apuc. Străduiește-te mai tare. Stai așa, am o idee. Voi face o tăietură pe cutie, ca să se deschidă așa. Acum voi tăia o mică secțiune din ea. Exact așa, pot îndepărta această bucată. Voi aplica lipici pe un capac de suc. Apoi voi lipi o tijă de lemn pe el. Voi face două găuri în partea laterală a cutiei și voi împinge tija prin ele. Apoi voi tăia un pătrat din carton. Voi pune lipici în partea de sus și de jos a lui. Voi pune cartonul în cutie și îl voi înfășura în jurul tijei. Voi lipi cartonul aici. Pun mai multe straturi și fac niște mici tăieturi. Cred că sunt suficiente. Acum voi decora cutia. Vreau să arate bine. Ce haioasă e! Cred că e gata! E un mini aspirator! O să adune toate hârtiile! Uite ce am eu! Wow, e atât de tare! Tu l-ai făcut? E fix ce-mi trebuia! Să-l testăm! Uite, adună hârtiuțele! Mamă, mă lași cu gura căscată! Ok, e rândul meu! Nu mă dezamăgi, micuțule! Funcționează! E minunat! Nu a făcut-o! Ba da! Clar, bla bla bla. Am nevoie de o manicură. Nu vine să cred. Bună, mami. Ok, te las. Ador bârfele. Telefonul mamei. Îl vreau. Atât de aproape. Ba nu. Nu te atinge de telefonul meu. Ce bună e. Ușurel. Uș, pleacă. Voiam doar un biscuit. M-a crezut. L-am luat! Wow! Sunt adultă! Ar trebui să luăm prânzul împreună! Știu un loc minunat! A trecut mult timp! Ce face Meg? Da, adu ursuleții de pluș! Nu, telefonul meu! L-ai prins, mamă? Ce ți-am spus? Să nu mai faci asta! Stai puțin, am o idee! Pot folosi această cutie? Da, s-ar putea să meargă. Voi tăia un dreptunghi din cutie. Acum am nevoie de un creion. E timpul să-mi eliberez artistul interior. Vreau să schițez conturul unui telefon. Apoi voi decupa piesele. Acum trebuie să asamblez totul. Voi începe cu aceste piese. Voi aplica lipici pe margine. Nu-mi trebuie mult. Îl voi înfășura în carton. Apoi îi voi lipi spatele. Până acum totul e bine. Voi face același lucru cu cealaltă parte. Apoi le voi uni. Perfect! E un telefon cu clapetă! Dar nu pot să-l las așa, trebuie să-l decorez. Îl voi face roz. Vreau să colesc tastele și mă asigur că nu depășesc conturul. Acum voi picta tastele. Voi folosi un roz aprins pentru ele. Voi picta cu aceeași culoare și marginea. Să nu uit de partea superioară. O să-i placă lui Meg. O să fie tare surprinsă. Voi vopsi această parte cu alb. Nu vreau să ratez niciun loc. Mi-aș dori să am un telefon ca ăsta. Sunt invidioasă. Aproape am terminat. Trebuie să mai adaug ultimele detalii. Voi adăuga roz pe laterale și apoi un pic de galben aprins. Cred că e gata. Îi pun o imagine pe ecran. Meg, am ceva pentru tine. Ce părere ai? Ce? Nu se poate! E uimitor! Trebuie să dau un telefon important. Alo, salonul de manicură? Alo? Da. Da,
Da, vreau să programez o manicură. Da, pentru fica mea și pentru mine. Sună bine! Perfect! M-am abținut mult! Era să iasă urât de tot! M-a cam stropit! Dar știu cum să opresc treaba asta! Am nevoie de o foaie de hârtie igienică! O voi pune în vasul de toaletă! Gata cu stropitul și fără fundul ud! Ah, ce ceașcă bună de cafea! Cel mai bun mod de a începe ziua! Scuze, dragule, sunt disperată! Faceți loc! Cineva se grăbește? Cred că voi aștepta! Ce? Ce s-a întâmplat? Copii, ha? Mult mai bine! Am terminat! Piu, pute! Ce-am mâncat? Stai, nu mai avem odorizant! Era fix ce-mi trebuia! Meh, va fi bine! Mi-am terminat treaba aici! Ce se întâmplă acolo? Este a voastră! În sfârșit! Blea! Poți să te duci tu primul? Nici gând! Țin la sănătatea mea! Miroase atât de urât! Cum poate un om să producă un așa miros? Te ustură nările! Trebuie să vezi asta, dragă! Bleah! Ce disgustător! Eww. Trebuie să o curățăm! Oh, putem folosi ăsta! E gol! Stai așa! Știu ce trebuie să fac! Să începem! Voi avea nevoie de săpunul lichid! Îmi trebuie și un bol! Voi adăuga săpunul în castron! Ne trebuie mult! Cred că e suficient! Acum am nevoie de gelatină! O voi presăra în castron! Exact așa! Perfect! Apoi voi adăuga bicarbonat de sodiu. E ca și cum ai face un tort. Deși nu cred că ar fi gustos. Vreau să miroasă bine. Așa că voi stoarce paste de dinți în castron. O să fie mentolat amestecul. Cred că am pus tot. Trebuie să combin ingredientele. Voi folosi un bețișor de înghețată ca să le amestec. Arată bine. Acum voi turna totul într-o seringă. Voi strânge capacul. Cred că este gata. E timpul să curățăm toaleta. Vei avea nevoie de asta! Totul e sub control! Voi aplica amestecul în interiorul toaletei. Voi face mici moțuri. E ca și cum ai glazura un tort. Să folosim culori diferite. De aceea am folosit săpun și paste de dinți diferite. Ok, e timpul să tragem apa. Miroase! Wow, e un răsfăț al simțurilor! Nu, pleacă de aici! Grăbește-te, scumpo! În sfârșit! Bună, tată! Serios? Vezi asta, nu-i așa? Mac, mac, micuțule! Trebuie să te curățăm! Stai! Faci pipi? E atât de scârbos! Te-am avertizat în legătură cu asta? Ce-i cu mirosul ăsta? De la mine vine! Trebuie să iau săpunul! Aici era! Miroase a nucă de cocos! Ups! E un obiect alunecos! Vino înapoi! Crezi că pot scăpa, hă? Începe să devine enervantă treaba asta! Mami! Vino încoace! Ce s-a întâmplat, Justin? Săpunul este răutăcios! Îmi tot alunecă din mână! Ce ar trebui să fac? E o problemă! Trebuie să găsesc o soluție! Stai așa! Știu ce să fac! Mai întâi am nevoie de un săpun și de o răzătoare! O să rad săpunul! Voi aduna răzătura într-un bol! Îmi trebuie multă! Rad cam jumătate de săpun! N-ar trebui să dureze mult! Acum topesc răzătura! Apoi voi lua popitul lui Justin! Voi turna săpunul lichid în popit! Mai sunt multe de făcut! Voi avea nevoie de uscătorul de păr! Îl folosesc pentru a întări săpunul! E nevoie de un jet rapid! Voi aplica lipici pe partea din spate! O să iau o bucată de material! Și o să lipesc pe săpun! Apoi mai pun un săpun deasupra! Ar trebui să se lipească unul de celălalt! Oh, Justin! Fii atent! Ăsta e săpunul de care ai nevoie! Oh, dă-mi-l! Wow, e exact ce-mi trebuia! E grozav! Mersi, mamă! Asta fac mamele! Ești gata de plecare, Jasmine? Mami! Ce este? Trebuie să fac pipi, rău de tot! Glumești? Bine, dar grăbește-te! Poți conta pe mine, mami! Asta se întâmplă de fiecare dată! Ai terminat? A fost oribil, mami! A fost peste tot! Nu se mai oprea! Uită-te la rochia mea! Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta! Dar bine! N-ar fi trebuit să beau încă un suc! Stai așa! Toaleta arată diferit! E o toaletă de fetițe mari!
Wow! Uită-te la ea! E imensă! Bine, pot să fac asta? Cât de greu poate fi? Ajutor! SOS! Ah, nu a mers conform planului! Toaleta a încercat să mă mănânce! Are propria personalitate! A luat-o razna! Ce vrei să spui? Ah, am înțeles! Vino cu mine! Avem nevoie de acest gadget util! E colacul de toaletă perfect pentru tine! Haide, încearcă-l! Wow! Ia uite! Dă-te din calea mea! Un pas mic pentru Jasmine, un salt uriaș spre toaletă! Oh, e confortabil! Te las să-ți faci treaba! Mersi, mami! Ah, ce interesant! Stai! Ceva e diferit! Ne-am luat o toaletă nouă? O voi testa acum! M-aș putea obișnui cu asta! Oh, da! E deja dimineață? Sunt treaz! E timpul să mă joc! Oh, arăt bine! Nicio schimbare! Ah, îmi pute respirația! Trebuie să mă pregătesc! Ar trebui să mă îmbrac! Este o nouă zi frumoasă! Mă întreb ce aventuri mă așteaptă! Vreau să mă întorc în pat! Ce naiba? Ce caut asta pe podea? Am învățat o minte pe sticla aia! Să începem! Am o rutină de înfrumusețare perfectă! Mereu trebuie să arăt cât mai bine! Măcar am toate produsele mele preferate! Voi începe cu părul! Trebuie să arate grozav! Dar merită! Ce urmează? Știu! O baie în cadă! Merit puțin timp pentru mine! E cel mai bun mod de a începe ziua! Să terminăm odată cu asta! De ce am nevoie? Uite ce dezastru! Chiar ar trebui să fac curat! Dar pare să fie mult de lucru! Și sunt un tip ocupat! Nu pot să las totul așa! Oh, știu! Sunt un geniu! Trebuie să fiu rapid! Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme! Sunt tare și ret! Trebuie să fiu silențios! Fără mișcări bruște, Lily nu trebuie să știe că sunt aici! Aha! E exact ce căutam! O să mut gunoaiele astea! Wow! Are o mulțime de produse! Oh, ce frumos miros! Concentrează-te, Justin! Aproape am terminat! E timpul să plec! E infracțiunea perfectă! Habar nu are! Pa, pa! Ăsta va arăta grozav în baia mea! Iuh, am reușit! Hai să găsim un loc bun pentru tine! Aha! Chiar lângă chiuvetă! E bine! Acum mă pot relaxa! Ce dimineață! Baia este gata! Abia aștept! Mă duc să-mi iau niște demachiant! Stai așa! Ce s-a întâmplat? Justin! E în mare încurcătură! Întotdeauna face asta! Hei, care-i faza? Vai! Nu știi să bați la ușă? Raftul e al meu! Să nu mai faci asta din nou! Nu! Se potrivea în camera asta! Data viitoare nu voi mai fi așa drăguță! E incredibil! O să pun raftul la locul lui! Clar îi voi spune mamei despre asta! Întotdeauna mi-a lucrurile! Lily! Nimeni nu mă deranjează la toaletă! Ăsta e al meu acum! Nu mă poți opri! Ah, da! Mai vedem noi! Stai așa! Am o idee mai bună! O să golesc cutiile astea! O voi așeza pe o parte! Apoi îmi voi lua pistolul de lipit! Voi aplica o linie subțire de lipici pe margine! Nu vreau să existe goluri! Acum voi mai lipi o cutie pe ea! Voi continua să fac asta! Și așez cutiile una peste alta! Cred că am terminat! Justin! Este grozav! Unde a fost raftul ăsta toată viața mea? Lily, ce vrei? Am venit cu gânduri de pace! Uite ce ți-am făcut! Ce? Am raftul meu! Stai, sunt intrigat! Ok, ne-am înțeles! Wow, ia uite! Este frumos! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Mă rog, lasă-mi rafturile în pace!